bună seara, stimați telespectatori. Aseară ar trebui să dau o reloare din motive personale. Sunt și eu om. Iar în seara asta, invitatul de aseară care a fost în reloare e în direct în seara asta, așa că îi spun bun venit, domnule Marian Popa. Bună seara, dacă e marți, Marian Popa. Dacă e luni, Marian Popa, dar acum, seara asta, dacă e luni și marți, e Marian Popa. Aveam destul de mult invitați de făcut, dar Marian Popa are cu mine o comunicare, o simbioză extraordinară în timpul emisiunii și mă consum mai puțin. Sunt unii invitați care sunt atât de proști încât nu știu să vorbească, nu știu de ce vin la televiziune. Ea sunt absolut șocat, ei sunt politici, oameni politici. Nu, n-are nicio treabă cu omul politic. Nivelul la care, în care sunt acum, în clipa de față, majoritatea personajelor din astea politice este, mă uitam la Florin Călinescu, este un nivel foarte jos. Florin Călinescu în seara asta vorbea niște lucruri nemaipomenite, extraordinare, făcea o analiză fabuloasă, numai că n-are nicio treabă cu viața politică. N-are soluții. Faci și eu. Povestești. Tot ce eu pot să fac. Eu pe față de el pot fi și politician, dar nu vreau, pentru că am planul extraordinar, vreau să fac niște lucruri care să-i placă lui Dumnezeu, nu numai ca să mă îmbogățesc eu, și n-am nevoie de nimic. Am stat destul în 12 ani jumate pus de banditul Andrei Nișinski, care, apropo, acele 15 milioane de euro pe care ai să-i dea la bugetul de stat, 8 pe o firmă și 4 pe altă, 6 pe altă firmă, ce pătești? Ce pătește de la finanțe? Foarte interesant treaba asta. Dar nici nu mi-ați dat, scuzați că vă întreb, da, documentația, că conform statutului UADO, pot să mă autosesiză, să întreb la finanță, să pun întrebări de ce nu se recuperează banii. Nu v-am dat asta, o să vă dau. Eu nu am documentația, n-a venit nimeni să spun. Mi-am adus aminte că am avut astăzi un proces cu el și vine un băiețaș care a fost polițist și care am înțeles că în calitate de avocat își permite niște lucruri net în afara legii. Da, deocamdată cineva îl urmărește, pe mine mă interesează, e treaba lui, fiecare și aștene cum vrea să trăiască în viață. Și mi-a dat astăzi niște chestii din astea în care să spună că eu n-am dreptate, că n-am... Adică ei zic așa, domnule, noi societatea am câștigat 39 de milioane de lei, 41 în final, 9 milioane de euro, de la o societate din Alband, județul Tulcea, în condițiile în care primarul de acolo, un dement, a rupt de unul singur contractul de concesiune la carieră. Și m-a oprit pe mine și pe asociatul meu să continuăm să facem piață. Întrebarea mea este, și acum, după atâți ani, de când sunt de 2011, de când s-a dat, de ce primarul a scăpat cu viața? M-a întrebat un general serie, ce pile ai avut? Nici cea mai vină, îmi vrea să-i scuip în gură. Îmi pare rău că vorbesc așa. Nici cea mai mică pilă, dar am întrebat eu. Eu le-am făcut plângere penală asociatului meu și primarul de acolo. Le-a dat neîncepere mărie penale și la Galați, și la Tulcea, și la Constanța. Le-au dat neîncepere mărie penale. Ok. Când s-a câștigat creanța asta, că mi-a venit acum, n-am înregistrat-o în contabilitate. Cum să nu înregistreze o creanță de 9 milioane de euro în contabilitate? Când au venit finanțele, când au încasat banii, n-au înregistrat în contabilitate, deși banii au intrat în contabilitate. A făcut plăți ca onorar de succes, fără să fie onorar de succes. N-aveau cum să fie onorar de succes, pentru că legea spune la onorar, numai un pic, domnul Popa. Dar nu-i problemă. Da. La onorar de succes trebuie să de legea și hotărârea judecătorească 2131 din 2013 în alte curțe de casație și justiție. Spune așa, mai întâi trebuie să ai aprobarea AGA a raportului de activitate a avocatului. Nu există. Dar trei ani mai târziu exista și ambii asociați au votat împotriva raportului, că era un flag de raport. Iar la al doilea rând, sub aspectul nulității absolute, deci asta e, plata este o nulitate absolută, sub aspectul nulității absolute trebuie să ai următorul lucru. Că e foarte simplu de dus. Să ai un titlu, să nu ai un titlu care să ai un, sau o acțiune care să permită același risc și la egalitate și la pierdere. Ori dacă ai titlu definitiv,
prin care deja ți-ai pus în aplicare acest titlu, nu mai poate fi aceeași chestie, și, adică egalitatea la risc și pierdere. Și atunci este nul de drept. Domnul avocat care a câștigat sentința a primit 5.000 de euro pe amândouă procese și a plecat, n-a luat niciun ban. Și l-a adus asociatul meu italian pe un prieten, așa, și au făcut și mecherea asta. Deci ambele situații sunt în afara legii. Este în alta curte, spune că o astfel de situație este de autoritate de ăsta, nulitate absolută. Mai mult, tot legea spune. Banii s-au dat prin hotărâre de guvern. OEG 74 din 2014 a dat Victor Ponta la 130 de firme din România, s-a cheltuit 1 miliard de euro care era excedent la buget, nu ca acum, și s-au plătit toate hotărârile judecătorești din țară. În Tulcea au fost 13 comune care au primit bani să-și achite datorile. Păi, nu să spună avocatul că s-a dus și a zis, i-a pus pistol la tâmplă lui Ponta și zică, băi, plătește și mie? Sau, nu, nici vorbă. Mai mult, n-au înregistrat nici această hotărâre, acest contract pe care l-au făcut în contabilitate. Mergem mai departe. Mi-am adus aminte, n-aia ăsta e scopul emisiunii, dar vreau să zic ce țară avem. Fac plângere penală împotriva întregii acțiuni bandite și procurarea, care acum e la pensie pe o sumă imensă, era ajunctă pe vremea aia, scrie așa. Deși afirmațiile avocatului nu sunt credibile, totuși, îl clasează. Cum adică dacă nu sunt credibile, de ce le clasezi? De ce clasezi? Bun, n-am avut nicio șansă. Și pe urmă, ce mi se întâmplă? Mă întreabă un procuror de la DNA Tulcea și mă întreabă un judecător din Galați, dar dumneata, ce ai făcut? Cum ai apărat? Păi zic că am făcut 15 plângeri penale și 100 de procese. Ce trebuia să fac? Să pun mâna pe pistol? M-au lăsat în pace cu întrebarea. La plângerea mea mă cercetau pe mine, nu pe el. Bun. Mai departe, că e foarte interesant. Avocatul își cesionează creanța de 1.300.000 de euro către mama sa, în vârstă de 83 de ani și bolnavă de Parkinson. Ok, foarte bine. Numai că nu se dăduse încă ordonanța guvernului. Mama nu avea studii juridice. Cum putea să-mi facă mie un bine în societate, să cum mă reprezenta. Bolnavă de Parkinson, dai seama ce luciditate avea. Asta neregistrată în contabilitate, s-a aflat în acte de hârtie, au găsit ANAF-ul. Dar peste două zile, avocatul dă o adresă la societate în care cere stornarea facturii, întrucât asta înseamnă injustă îmbogățire. Și asociatul plătește din societate factura stornată mamei lui. Toată lumea zice, domnule avocatul, nu, banii s-au dus la bătrână. Numai că bătrâna nu a făcut nimic. Pentru că s-a dus feciorul, cu hârtie de la bătrâna, că el încasează banii. Și vine acum încălcarea legii cambiei și a biletului la ordin. Asociatul dă un bilet la ordin de unul singur. Ok, din banii ăștia, că ce înseamnă banii, ochiul dracului. Și unde îi dă? Îl dă să scoată banii la Galați. Îi scot la Brăila cu sacul. Păi, nu poți. Este interzis de BNR, interzis prin lege. E penal, nu poți. Dar să scoți 1.300.000 ai nevoie de AGA. Nu există AGA. Nu poți. Și vine acum Lișinski cu ceata lui de alți bandiți și spun, domnule, nu există așa ceva, nu trebuie înregistrat în contabilitatea asta pentru că Stancu a avut un proces și l-a pierdut, băi, berbecule. Procesul, actele contabile. Bravo, excepțional, chiar excepțional. Procesul l-am pierdut pentru că eu între timp mi se furase acțiunele. Domnul Lișinski a furat acțiunele cu executorul Tudorie Ștefan. Ăsta unul dintre cei mai mari bandiți executori. A furat acțiune. Și nimeni nu a făcut nimic. Au scăpat în penal și acum mă lupt pe viață și pe moarte civil. Au luat cu 93.000 de euro
Numai acum au luat de la bugetul de stat 7 milioane. Și când m-am dus în proces, domnul Giulio, despre care am avut o părere foarte bună, dar am aflat și el că e un mare bandit, dă-mă în judecată, Giulio. Dă-mă în judecată, spun asta, pentru că am niște... Aoleu, ce replici sunt în instanță. Bun. Și ce mi-au făcut după chestia asta? Ăsta m-a dat afară și domnul Giulio a zis, domnule, nu mai ai nicio calitate în firmă. Deci n-au judecat fondul. Mergem mai departe după treaba asta, ca să vedeți acțiune. Dau în judecată la ANAF-ul, descoperă că sunt 34,1 de milioane de lei încasați de la bugetul de stat, neregistrați în contabilitate. Dom'le, ce putere poți să ai? Ce putere fantastică poți să ai? Mafie cât cuprinde. Nu, ce câmp infracțional. Nu... Dar ce câmp infracțional faci? Cum? Îi mai ajută tu și dacă nu treci în restul de casă... Ok, îi ajută un ofițer SRI de la Galați și îi ajută trei procurori, din care doi sunt și acum în funcții mari. Funcții mari. Bun. Și ce se întâmplă mai departe? Păi se întâmplă o chestie cu totul și cu totul de neimaginat. A noiembrie anul acesta câștigă 7 milioane de euro să dea înapoi banii la ANAF. Cu concursul ANAF-ului, care... Nu s-a prezentat la tribunal, n-a făcut nicio întâmpinare împotriva acțiunii lor și n-au făcut concluzii scrise. Oare de ce o asemenea pasivitate? Bun, dar câștigă 7 milioane și nici pe asta nu o registrează în contabilitate. Bă, vreau să spun o chestie. Cum a dat un judecător din România 7 milioane de euro? S-au mirat de ce nu m-am dus, că am vrut să văd cum cădeți în capcană. Da? Cum a dat un judecător din România 7 milioane de euro rupți de la bugetul de stat în condițiile astea în care ne împrumutăm în fiecare zi, fără să fie înregistrat în contabilitate? Domnul Popa a venit la mine astăzi, în seara asta. A intrat în birou și îmi spune, domnul Stanco, împrumutul meu cu 100 de lei. Și eu îi spun, n-am, da, consider că ți-am dat. Păi dacă judecătorul a pus... Că e cheltuit. Da, sau că e cheltuit, da. Dacă judecătorul știa că nu e înregistrat în contabilitate, nu trebuiau dați banii. Iar acum firma, domnul Lișinski, fii atent la mine aici, ai două variante. Unu, renunți imediat la bani și la proces și rămâi înregistrat în contabilitate sau înregistrezi în contabilitate. Intervine domnul Duda, domnul Toader Tuda, un om învechit în rele, alt ex-croc de la Tecuci, să mă dea și el în judecată. Și domnul, că până în alta i-am pregătit-o, ce normal să-i pregătesc. Domnul Duda zice, domne, nu este înregistrat în contabilitate, nu mă interesează. Deci societatea e pe minus. Adică societatea are în cont 7 milioane de euro de la bugetul de stat pentru ei și e pe minus. Și mai are posibilitatea să ia încă vreo 13. Și i-au scos-o că nu e înregistrată. Păi ar fi putut să nu înregistrez. Dar de ce nu vă arată? Uite, nu am înregistrat, dar uite ce sancțiune am dat pentru că nu am înregistrat. ANAF-ul și-a făcut treaba. Da. A făcut plângere la parchet și ce credeți că s-a întâmplat? S-a prescris. Prescris. Da, dacă s-a uitat cineva la câte clasări s-a făcut în Galați la evaziune fiscală, s-a luat cu mâine de cap. Toți ăștia care au furat întreprinderi și au pus pachetuci, da, le-a făcut numai pe mediu infracțional. Cu mediu infracțional, așa este. Și mergem mai departe ca să vă dați, să vă încluciți. Zice, domnule, eu nu am înregistrat, nu o iau în calcul. Păi mai Nadu, dacă ai făcut 80 de ani, nu ți-e rușine? Nu știi? Îți spun eu, puteai să faci treaba asta numai dacă în momentul când ANAF-ul a făcut decizia de impunere, n-a apucat să ia banii. Și atunci ziceai, avem pierdere, câștig, dar ANAF-ul ți-a luat banii din cont. Îi aveai în cont. De ce nu erau înregistrați? De ce după aia nu e înregistrat? Asta numai ca să vă spun eu care-i scenariul. Ca să pierd eu, să nu pot să-mi iau societatea înapoi pentru că judecătorul și mecher poate să zică, domnule, te-a scos, deși expertiza mea este a unui expert formidabil, este fenomenală, și domnul Stancu pierde și la apel pentru că așa trebuie și ține
în alta curte, nu e prima dată când face în alta curte treaba asta, procesul pe loc, și când ei se duc, înregistrează contabilitate cu 3 zile înainte. Și dacă spune ceva, ce uitați, e înregistrat. Cine pierde? Pierd eu, pierde bugetul de stat, milioane de euro, și câștigă un bandit care are să dea 14 milioane de euro la stat și nu se ocupă nimeni de el. Cum vedeți arealul ăla de Nea București? Cum vedeți acest areal? Cum vede acest areal care se întâmplă de Nea Galați? Cum vedeți? Asta e întrebarea. Dar pisoarea va ajunge pe masa lui Ciolacu, va ajunge pe masa lui Ciucă. La președinte n-am nicio speranță. Mai am și eu niște cunoștințe. Va merge peste tot. Cum vede SRI-ul situația, SRI Galați, vorbesc foarte serios, situația acestor banditismi colosale la Galați, colosale. Pe cine a informat SRI-ul ce se întâmplă? Iar în ceea ce privește justiția gălățeană, trebuie luate toate dosarele la mână. Și vezi acolo unde spune că dăm. Că m-am întâlnit cu doamna judecătoare pe stradă, s-a uitat la mine de parcă i-am omorât bărbatul. Și nu știam cine este să uită așa urât la mine. Era doamna judecătoare. Păi stai, doamna judecătoare, n-am înțeles. Eu n-am nimic împotrivă. Eu vreau. Și vine ăsta acum și spune, zice, uite, tați, domnule, peste tot a fost cu ANAF-ul. Da, am fost cu ANAF-ul pentru că eu vreau să iau banii. Și o judecătoare de la Galați m-a întrebat. Domnul Stancu, dar nu vreți să luați banii? Trebuie să fiu tâmpit să nu vreau să iau banii. Acțiunea ANAF-ului este abuzivă. Și am zis că au luat prea mulți. Am semnat să facem procesul. Dom'le, dar nu vreau să iau printr-un fals. De ce nu înregistrez în contabilitate? Că dacă nu înregistrez în contabilitate, este fals. Nu ai de ce. Dacă judecătorul știa, asta e întrebarea maximă, că ăștia n-au înregistrat suma în contabilitate, ne mai dădea sentința asta? Foarte important. Astăzi m-am sunat-o pe Daniela Vreme, care este economistă, și mi-a zis, vai, domnul Stancu, vai, vai, trebuie să înregistrezi în contabilitate, trebuie să faci provizioane, trebuie să faci tot felul de chestii, ești obligat prin legea contabilității. Nu, eu nu cred că dumneavoastră îmi spuneți adevărul, nu mă crede lumea, domnule. Mi-a picat părul, mi-a picat sprânceana, dar sunt viu. Pentru că am o credință fantastică în Dumnezeu, nu am să dau înapoi sub nicio formă. Cam asta se întâmplă de 12 ani de zile. Mi-au pus băieții sechestru pe o datorie pe care... Și asta e culmea. Sechestrul ăsta, domnule Lișinski, mi-ai zis de atâtea ori și știi treaba asta. Mi-ai spus că nu mai zic decât o m-a amenințat cu moartea. Nu mai știu că a venit odată cu niște campioni la lupte, la greco-romane, la karate, acolo, la 10, că eram la hotelul turist. Nu mi-e frică de voi. Vina mea cea mare este că am crezut într-un bandit care era din Bădălan. Și eu am crescut între bandiți în Bădălan, dar toți aveau onoare. În ulterior, că în copilărie au luat pe la țară, pe la Frumușița. Pe la Frumușița, da. Copilării? Da. A furat niște cămăși de pe sânul de la un vecin și a făcut 6 luni de pușcării. Dar asta nu știam. Da. Dar nu ați venit știți. Deci, treaba mea. Dar e adevărată. Eu, dar n-am avut convenții de presă. Cine l-a dus de la 37% în sondaj la 20%? Da. Câștiga fluierul cu Nicolae. Da. Și când a fost îmbrăcată miliciana Timișoara, a făcut percheziții cu Anescu Marian din Târgu Jiu, i-a spus și hotelul unde au fost cazați, s-a îmbrăcat în milicienii 90, s-a dus la unul care a avut un pont dat, că da, are dus câte chizești. Ăsta e mare om de afaceri, Lișinski? Da, da. Extraordinar. Da, ducea hoții de buzunare la București să furi copii de 17 ani și pe aia ducea la cartodrom și împărțau banii pe care îi furau la magazine din București. Și vinea și ca să conducă acolo, că n-aveau carnet, îl dădeam așa, nu mai lua câte 500 de lei, îl lua din bani pe care îi furau aia, toți banii ajungeau la el. Are când asta? Și tipul Ceaușescu. Am înțeles. După Revoluție. Da, eu l-am cunoscut pe Marian Ivan Cozin înainte de moarte și ce mi-a povestit m-a lăsat gura căscată. Pe de altă parte, regret foarte mult, pentru că având de exemplu golanii care erau pe rugăriei, aveau mare onoare. Mare, își dădeau deci, cuvântul... Au uitat-vă la golanii ăștia din politică. Între ei au onoare, între ei. Între ei, nu, dar aveau onoare. Dar față de popor, nu. Da. Aveau, nu erau, cum să spun, făceau tălhălii, făceau, dar nu în zonă, nu... Și am zis că ăsta e un om, dar după aceea mi-a părut foarte bine că eu i-am făcut campania electorală. Dar v-a povestit Marian când s-a dus cu el la doctor și a făcut o încălcare? Nu v-a povestit că... A fost o cu fierul de călcat la un doctor în spate la Continental. A dus peste el și a pus fiorul de călcat să-i dea banii, înferbântat,
Îi pierd, nu știu. Să-i da banii care... Și avea în casă, bani, doctorul. Ia averea, da, bă, fi dat. A făcut... A fost prins parbis, că a făcut, a fost pușcărit. Nu, dar îmi spune și chestii, mi se scoală. Dar nu conferiți de presă când era candidat, domnul. Toate este le-am să conferiți. Domnica, să-l dau o judecată. Și eu chiar, hai, domnica, te rog, dăm o judecată. Păi este o carte scrisă, ăla Anescu Marian din Târgu Jiu s-a pocăit. Da. S-a scris toate faptele astea acolo. Da, 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 da. Haideți să notez pe domnul Anescu, pentru că nu știam asta. Vreau de mult să aflu cartea asta, că știam de ea. Anescu, am să o caut pe net. Am înțeles acum că a dat o țeapă mare la un om de afaceri serios. Nu mă crede acum. Nu mai faci. Ce nu mai faci? Ce? Da, și omul ăla mă caută ca să vină. Ce știți despre FDJ, dacă mai știți? A, păi dați ce, a fost vâlvă ieri, la luat, a fost toți la Iași. Care toți? E de serviciu contabilitate. Șefii, foști, toți șefii și actuali și foștii le-au luat declarații. La DNA Iași? Da. Dar morcovul la toți că nu le-a spus la niciunul care e martor, care e învinuit și se termina, stau în birou, să uită unul ce alt, tare. Stau de așa, stau să uită ca momili. Unii vor să facă denunțuri, da, să scăpi și să ceartă între ei care pot să facă. Toată treaba trebuie să ajungă la George Stângă. Din punctul lor, eu ce vorbesc acum, din oamenii de acolo care e asta, că toată treaba asta și-o dați un pic, că nu e că acum spun George Stângă că trebuie să ajungă. Nu trebuie să ajungă DNA-ul dacă are un scop din asta, dar ăștia, da, care sunt purtați pe drumul de DNA pentru achiziția celor barji neconforme cu Dunărea, au făcut la presiunea politicului tot ce au făcut. Da. Acum, eu că zic George Stângă, n-am nicio emoție, pentru că la televizor s-a văzut despre toată treaba asta, că Drul i-a înregistrat, că s-a dus ca să împregească mandatul, ca să aibă conferința județeană, ca să nu aibă probleme. Și acum, ei vor să facă denunțul, cum vor ei să facă? Da. Nu-s hotărâți. Ori să spun că la presiunile lui Stângă, ori ăla de la Ploiești, care la Ploiești a coordonat tot. Da. Ăla, președinte PNL Ploiești. Da. Bravo, va. Iulian, ăla. Iulian Dumitrescu. Dumitrescu, da. Ăla, păi vă dați seama la un partid atât de mare, înțelegeți? Să faci parte din, să fii vicepreședinte la nivel național, să faci parte din comisia de negocieri în alianță cu PSD-ul. Nu e așa ușor, că am fost în partid și știu. Da. Nu e așa ușor să ajungi din teritoriu, să fii într-o comisie care se întâlnește cu comisia partidului celălalt din coaliție. Da. Dar omul ce a făcut? Aici este impresionantă, n-a ieșit Iohannis la declarația protestelor agricultorilor, a transportatorilor. S-a întâmplat atâtea nenorociri în țară, n-a ieșit nicio declarație. Un a luat pe ăla de la Ploiești, ca să dea semnal parchetului, Iohannis, nu cred că l-afectează politic pe domnul Iulian Dumitrescu acțiunea de azi, dar era încă la parchet. Și când a ieșit de acolo, a ieșit cu arest la domiciliu. Da. I-a dat-o și Iohannis atunci, i-a dat-o așa, în plex, da, da, parchetul. Sau DNA-ul cine l-a încheiat pe ăla. Și toată treaba asta și toate afacerile astea cu AFDJ, cu... Aici, eu, unul care a fost director acolo, i-a spus, băi, băgat-o acolo. Tu știi ce e acolo? Este ultima țară de pe parcursul Dunării, în care toate țările riverane Dunării cotizează bani, pentru că decolmatarea cea mai mare și cea mai grea e aici. Trebuie cheltuiți bani pentru asta. Plus bine bani de la buget, plus de niște servicii, pilotaj, alea, pe care... Și toți banii aia se fură de 34 de ani. Domnul Popa, eu am avut niște emisiuni, inclusiv cu directorul de atunci de la FDJ. Și am avut dovezi la lider de sindicat, domnul Frunză, care nu mai e în Galații, plecat undeva. Nu știu, a fost cu el în emisiune, la mine asta. A fost cu el în emisiune, da. Da, și domnul Frunză îmi spunea că jucau cărți, dormeau, nu aveau nicio treabă, nu făceau nicio decolmatare, au furat o perioadă de timp, nu știu, că 3 ani, 4 ani, 200 de milioane de euro din decomaltări. Domnul, dacă făceau, numai asta și vă spun, dacă făceau decomaltarea când trebuie, nu aveam insula asta. Dar domnul Stancu, mie mi-a Angela Ivan, care e director și acum acolo, mai mare ani, că băi Angela, dacă e, că nu, încă nu era, știam cum va pune pe ea în locul lui Crețu Soriet. Băi Angela, faci bă cu limba aia, că era din 400-300 de metri, era când am întâlnit-o în Galață 6-6, și am aștept drăguaici de ele, toată ziua, să pași, puneam, nu că curentul ce... Dar acum este un vapor decolmatat, cu elicii mari, cu melc mari, da, care face așa și sapă și într-o săptămână ce face. Da. Dar face, dar fac numai pe hârtie, sunt decolmatări, cum bine a zis dumneavoastră,
doar pe hârtie, fictivi, da. De 34 de ani, aia are kilometri acum. Sute de milioane. Insula aia are kilometri. Euro. Are kilometri lungime insula. Da, începe da. Aproape din Baș, până în dreptul la centru, aproape la Pescarul. Da. Păi nu era așa ceva. Nu era așa ceva, păi domnule. Da, din cauza lipsei de comandări s-a întâmplat asta. Da. Și acum ei stau, acum ce stau așa în birouri, au venit că au avut birouri și a fost la Iași toți. Da. Dar ce stau așa? Acum două zile au fost. Zici că-s din ceară. Nu, eu așa știu, da. Că acum două zile. Ieri alaltă e. Alaltă e, da. Sau ieri a fost. Nu, ieri luni? Ieri da, azi marți, nu? Da. Ieri a fost. Ieri au fost luni. Și au venit, au venit și acum stau așa în birouri, că zici că-s din ceară. Nu râd, nu glumesc, probabil nu le-a dat, băi, că aici eu cred că e șmecherea DNA-ului, dacă mă aud eu, i-a ajutat acum. Aveți grijă ce vorbiți la telefon, că dacă nu v-am venit și nu v-a pus niciun fel de ieșmator, că ești acuzat, eu știu că au vă lasă ca să vadă ce burdați voi ce vorbiți, ca să poată să vă toarneți, să vă monitorizeze. Aveți grijă. Da, știu că asta. De doamne, 7 milioane de euro. Aici nu se va, de scăpat nu se scapă. 7 sau 9? 7. 7 milioane de euro. Nu, 7 milioane de euro fonduri europene. Da. Ei, că s-a mie mi-a zis cineva oficial. Deci vă vezi serios. Unul dintre cei mai importanți oameni politici din Galați. Dar nu sunt. Cum? Eu nu cunosc. A fost la putere tot. E important pentru cercul lor. Nu, a avut pâinea și cuțitul în mână. Nu mai este, a fost. Nu mai este. Evident că altfel nu. Dar are informații corecte și multe și mi-a zis, băi, te uiți la el. La unul i-a răsărit o casă. La unul o mașină, la unul Dubaiul, păi zice nici, sau da, repezi repede. Dar sunt două victime acolo care n-au luat nimic. Posibil. Un fost director și Angela. Nu cred că... Angela Rebenciuc. Ivan. Ivan, amândouă Angela, amândouă mi-au fost... Eu am zis să o acuz pe Angela, dacă ar fi luat bani, nu cred. Nu a luat bani și în situația ei asta bolnavă, rău și a văzut, crede în Dumnezeu, dar dacă e să pice... Crede în Dumnezeu, dar duci în India. Da, ca, păi și ce India nu are, nu are Dumnezeu? Păi nu, dar se duce cu delea, cu alții, cu mărgeri, delea nu știu, lasă, trece peste asta. Păi, dar da, au și, domnule, stai un pic. Și dacă duci la cuvioasa Paraschivul și te închid, tot îl Dumnezeu. Eu am fost chemat de indienii la Arena Ciordi, m-a chemat la el într-o joi, blocul indienilor de la combinat, de sus până jos să-l vizitez. Era zi de închinare a lor. Am ajuns la ora 18, cum mi-a zis, și am fost în fiecare apartament unde avea o cameră specială sau dacă nu se putea în apartament, se mutau că erau de mai multe religii, cum au indienii. Când am ajuns în cameră la domnul director general comitatul Aida Ciori, acesta se închină la o maimuță. Auzi. Maimuță. N-am scos o vorbă, n-am zâmbit, nu mi-am pătut joc. E treaba lui. E ritualul lor. E treaba lui, chestia acolo. Nici știu cine era maimuța aia. Am înțeles că după aia am căutat-o și am găsit-o pe o deschidere și o foarte deșteaptă specie. Nu maimuța. Era o maimuță, o zeiță, zeificată, mă rog, de către ei. Nu era o maimuță așa pe creagă de copac și era să rugă la ea? Nu, domnule, era o maimuță înaltă, băcat era. Bă, maimuță. Și era vii? Nu, evident că era din, nu știu, din gips, din lemn. O statuie acolo. Da, o statuie. Și l-am întrebat câți, și ziceau că sunt peste 100 de milioane pe cultul ăsta, care erau ei. Erau, dar incredibil, și 40 de milioane de ortodoxi în India. Dublu decât țara România. Eu am pe cineva la fel, lăsați mai mult, am pe cineva la fel. Deci ăștia am zis, băi, au venit toți înapoi de Iași? Și da, doamne, a venit. L-a supărat. Ăștia doi sunt victime. Ăsta care a fost înaintea lui Angela, da. A fost el în Turcia. Mai specialist, da. Eucalipt Afiș. Da. I-a spus că îl cunosc bine. Ziul de copilă, băi, ce cauți tu la FDJ, director? Ai lipit afiș și caută-ți uneva, că acolo te mănâncă pușcăria. Dar și, doamne, nu meritam? Păi, băi, meritai, dar nu-i pentru tine. Nu-i pentru tine. Eu știu ce e acolo. Și Vermaraia, acolo. Na, și acum sunt morcoviți, pentru că nu știu ce calitate au. Și vor să facă... Toți vor deveni denunțători. Da. Și toți vă devin denunțători? Da, ca să scăpi. Păi dacă au ce denunța? Păi cum să n-aibă? Hai, doamne, dar eu nu știu cum. Păi dacă s-a dus în... Domnul ăsta n-a făcut o mișcare fără să știe George Stângă. Nu s-a angajat un om fără să știe George Stângă. Da. George Stângă taie și spânzul. Nevasta lucrează acolo. Eu nu știu. Dar... Deci, păi, eu știu numai din presă.
Păi din prezi, eu știu de la ei. Că Rosier lucrează acolo, că George nu știu ce, George sus, George jos. Astea sunt bârfii pe care le făcea și Angela când vedea pe la mine și băiatul ăla care a fost director înaintea lui Angela. Angela era președintele Consiliului de Administrație, dar aici e paradox că ăștia n-au furat doar. Eu sunt sigur că n-au furat, dar îți duc ca proști dacă or fi, să fii vinovați, or fi semnat ce nu trebuie, dacă ai semnat te duci. Marian, n-ai furat dacă ți-a crescut o vilă odată? Astea, da, are gel, Angela vilă. Au ăștia. Da, Angela nu are vilă. Da, în 2019 era un amutat, cum îl cheamă, când a început treaba asta. Când a început treaba asta, în 2019 era alt director. După aceea a venit ăsta, Crețu, și după aia Angela. Asta e afacerea, decomatări, baje pentru decomatări. Și când s-au dus la drulă, când s-au dus la drulă, că avea conferința județeană stâng, i-a spus... Doamne, hai să luăm pe bani de la guvern, că vreau să mai fac un nou achiziții. Da. Și Drulul i-a spus, bă, dar lasă că dar avem fonduri europene, o grămadă de bani. Da, doamne, dar e greu cu aia, că până e accesat, dar nu era greu cât de accesat. E greu de furat. Da, păi e foarte greu. Da, uite, că avem dovadă. Da. 7 milioane dau cu presupus. Ăsta, ăștia bani europeni sunt. Da, 7 milioane de euro, păi, dar îi achetează parchetul european, nu anul ăștia. Da, 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 da. Probabil la ea și au secții, nu știu, că m-am întrebat și bă, dar ce i-a dus la ea? Deci nu avem DNA aici, nu avem la București. Aici, pe aici, dar s-ar putea să fie, s-ar putea să fie DNA au Europei, să aibă filiale așa pe Moldova. Nu, dar întreb și o chestie. A venit DNA Constanța, a făcut percheziții și a chemat la DNA și la DNA cărați. Probabil că dacă interimar nu are toate atribuțiunile în, nu, la dispoziție. Păi glubesc. Da, mi-am dat seama. Da. Acum vreau să vă întreb dacă ați primit un răspuns de la domnul primar Pucheanu la întrebările pe care... Am primit un pre-răspuns, nu știu cum se cheamă, că sunt foarte multe întrebări și că va dura ca să dea un răspuns pertinent și corect. Păi, mai corect decât să ne spună de ce a mințit în primul răspuns. Că nu aveau calitate la mare, asta e devastatoare pentru Pucheanu. Da. Păi cum adică n-aveai calitate când tu erai în primii 20 al 8-lea? Da. După legii, 20, da? Tu erai al 8-lea. Da. Clasamentul se face în conformitate cu datoria pe care o are de recuperat fiecare. La ce era ta. Și n-are voie să te refuze. Iar tu când ai dat 4 milioane, 100, 2.000... Spui că n-aveai calitate. Da? Nu ceri să fii în comitetul de... Nu, dar spui că n-a avut calitate. Păi nu, dar el n-a avut calitate pentru că a renunțat la ea. Un pic, acum, uite, acum a renunțat la ea. Aoleu, deci n-a avut, că era pe locul 8 după datoria pe care avea de recuperat, la masă că... Dar ea a renunțat. De-aia spui că n-a avut calitate. Bă, că renunți tu, nu înseamnă că n-ai calitate, bă. N-ai bunăvoință. Da. De a recupera banul public. Deci el renunțând a dat voie lichidatorului să vândă tata la fecior numai pe hârtie. Eu spun, tot ieșiți. Numai primăria, numai pe hârtie. Primăria Galați, dacă se opunea, nu făcea vânzare. Nu făcea nimic. Numai de toți aia care erau acolo, doar primăria, dacă spunea, doamne, până nu recuperăm banii, nu se vinde nimic. Păi nu, să vinde, dar trebuia să spună, dar spune să vinde, dar tu... De ce vinzi că, doar cu 5.800.000? Odată, pentru că cum e treaba? Deci, domnul lichidator împreună cu domnul administrator, care era de licenție a societății și în gura mișcare, cu banii făcute către lichidator, restul numai prin creație, prin vinde pe, vinde pe hârtii. Pe hârtii, compensări. Păi care-i compensarea, frate, că dă să o văd și eu, că așa s-a făcut. Eu n-am nicio datorie la licenție. Stimați să respectatori. N-am luat, nici nu știam că există firmele lui alea care lasă. N-am luat un leu de la el, n-am luat un pahar cu apă, le-a luat al lui Mario. Dar Lișinski a zis, nu că ești italian și fugi cu banii, bag pe-n contul lui Stancu. Am făcut contract cu Lișinski și am primit banii și i-am dat în aceeași oră, 10 minute a stat la mine în contact, lui Aloi, care Aloi a dat în aceeași oră, a dat la lichidator și a cumpărat. După care ei doi s-au unit și pentru că au trecut pe mine, au pierdut ambele procese la Galați, după care au câștigat la București. Au făcut o cerere de creanță, justiția gălățeană, prin care a zis firma X dă lui firma Y și lui firma cutare din contul, conform hotărârii în alte curte de casație, dar cerere aia nu este un om pus acolo. Firma X reprezentată de Popescu, conform hotărârii AGA, așa scrie legea. De la firma Y reprezentat de Georgescu, vă văd că în seara asta domnul Georgescu spune că e curat lacrimă, las că vedem noi mâine seara cât e curat. Și mai departe, păi unde ai văzut o cesiune de creanță în care nu e trecut nicio persoană? Păi cine a semnat? Ipotară? Instanța a zis că da, e reală. Și poliția a zis că
a controlat, a mințit Lungeanu, domnul procuror judecător, ăsta, polițist, să-ți fie rușine. Ești la pensie, n-ai treabă. Nu, domnul polițist, domnule, o mafie în Galați, domnul Popa, fabuloasă. Ei, numai în Galați, e pânzitul toată, e metastază, Sara. Da, metastază. Așa că asta e o treabă foarte importantă. Nu știu cum candidează. Ce tupeu ai, mă, Puchene, să candideze în condiții în care tu ai furat? Pur și simplu, prin nepăsare, prin indolență și prin blocare. Există voci care spun că ai dat ordin să nu se ducă acolo să facă scandal la Masa Credală. Ai furat de la bugetul primăriei 4.200.000 de lei. 4.800.000 de euro. Pentru... De ce nu se autosesizează DNA-ul aici? Păi nu se știu, Dorin. Dacă aia, probabil, eu știu ce vor fi, răciți dacă s-a dus la Iași. Răceți? Vor fi bolnavi, sunt tratament. Da. Păi dacă DNA Iași cercetează FDJ-ul. Da. Atunci? DNA Constanța face pe chelița. Este și de la Conda. Dar mi-a plăcut cu Zuma ăla. Era la Piscări. Da. Era la Tindriari, te întreba la interviu. Dom'le, dar ce să... Dom'le, ne-am trezut cu ei aici. Ne-am trezit cu ei aici. Da. Ăsta, știți, când intră vapoarele din mare în Dunării, sunt niște stânci acolo. Da. Și dacă ești furtună prea mare, nu te lasă. Și sunt vapoare vechi care pândesc treaba, dă șpagă la AFDJ la Galați și îi dă voie streacă, că are marfă perisabil, că are grijă, sunt bușești din stâncile alea. Și și asigurarea pe vapor. Și ăsta are un dosar penal de vreo 15 ani. Când a fost el director. Așa se spune. Are cu, păi, dar a lăsat un vapor treac. Are certificat. Din nebun sau și? Ceva în genul ăsta. Păi și-a cotat pe funcție. Asta e viața. Nu știu cum s-a încheiat dosarul ăla, el a existat. Înțelegeți cu domnul Huzu? Da. Dar a fost întrebat că l-a pus director la București, la minister, că spune niște întrebări. L-a întrebat din izvolă, știi, domnule, că din București. Nu cred asta. Da, mi-a sunat de acolo. Și domnul Dumnezeu din izvolă, știi, domnule, din București. Dacă o fi sau nu o fi... Păi de acum să ne ducem un pic și spre Brăila. Da, am terminat cu ăștia. Mai erau chestiuni cu... Am primit un loc de dat niște bilețele, nu mai citesc, aici numai că e vorba de niște nume. Este un domn Vlas, dacă îmi permiteți, Vlas Virgiliu. Este șef la serviciu public al primăriei Galați. Ce nume extraordinar, Virgiliu. Habanari, nu cred că știe, dar poate știe cine a fost Virgiliu. Era în cârbice să spun, dar nu. Da, dă de telefon și spune, știu cine a fost Virgiliu. Pentru domnul așa... Deci că se poartă într-un mod, dictatorial, mi s-a mai zis. De vasal, față de angajați. Da. O singură persoană este, stai să o căsesc pe aici, așa, Chiric Valentina. Asta, doamna, asta e centrul universului acolo. Ea hotărăște și flori, și culori, pe principiu cum era la Botoșa sau când are primarul la Are o relație de profesionalism. Profesionalism, nu știu, Dorin, dacă este o relație de altă natură. Nu știu, nu întreb. Nu știu cum arată doamna ca profesie. Dar nu contează. Nu știu cum arată profesional doamna. Nu știu dacă au o relație, dar nu asta e important. Important că ea hotărăște, ea e singura persoană importantă de acolo. Și nu mișcă nimic domnul Vlas fără părerea dumneavoastră. Dar cine-i dumneavoastră sau ea? Sau el. Cine șef? Da. Vlas e șef. Ah, Vlas e șef. Vals, nu Vlas. Vals, da, și Vlas. Vals, da. Vals Virgil. Și doamna pune așa. Vals. Și după aia acolo mai sunt Vals. M-am crezut de la tango. Am crezut că e, dar nu e de la Vals. De la Vals. Așa. Doamna, acolo mai sunt doi... Asta e dacă e aici. Am spopat și pe alta. Mi l-a dat omul. Da. Sunt două persoane acolo, director, șef de birou, domnul Jalbă și Băraru. Domnul Jalbă ia un apartament de la Anele, da. Deși avea casă, pe care ulterior îl vinde. Jalbă pleacă în excursii de astea exotice, prin sănătățuri, prin astea, pe banii de la serviciul respectiv, tot felul de combinații, zice dumnealui, interes de serviciu, se plimbă pe banii publici, cum făcea Bacalbașa când era președinte Comisiei. L-am văzut astea, Bacalbașa. Asta, Jalbă și cu Bărarul ăștia, au plantat niște pomi, nu pomi, sunt de aia,
cum zicem, magnolii. Magnolii, da. Care costă 3.000 de lei bucata. Am auzit și eu. A luat câte unul și a dus acasă la ei. Băi, aduce pomii înapoi. Dar dacă l-a plantat... Ia să faci pe hârtie, a? Au pus prin oraș și a luat și a dus acasă. 3.000 bucata. La cât, la cine i-a dus? Jalbă și cu Bărav. Așa spune omul ăsta. Băi, adevărat, domnul Jalbă. Ați dus un pom de ăsta, un magnoliu, un pop de ăsta, ce este ăsta, un copac de ăsta acasă? La, unde stă? La virul, să știi. La apartament a văzut. A avut apartament la Nele și l-a văzut. Normal. Și domnul băi a luat câte un copăcel de ăsta și l-a dus acasă în grădina lor. Păi și nu e frumos de ăsta. Și apartamentul, uite, la Nele, am spus. L-a luat și l-a văzut. La Nele. Păi de ce, dacă ai casă? E frumos. Ăsta e penalul penalului. Dar când a luat la... Bă, dacă ai avut o garsonie... O secundă. Când a luat casa, nu știm. De-aia vă întreb, dacă a luat paneleul înainte de a avea casă sau după? Eu, când eram considerul cald în suia, era tot acolo și avea casă. Avea casă, nu? Avea casă, bă, recul, dar... Și atunci ziceau paneleul. Păi, dar la casă îl vând, să facă bani. Deci ia magnolia. Da. Ok. Așa, astea care de astea, domnul Jalbă, domnul Băraru, doamna Chiric, domnul Vals, sunt într-o horă acolo. Păi nu, sunt în Vals? Într-un Vals. Sunt în Vals? Într-un Vals. Duce magnolii în brațe. Magnolii să le aduce înapoi, ca am să pun un de ăsta activist voluntar să vină să facă o cerere la DP, să întrebi câți pomi are asta și să le arăte să-i numărăm în teritoriu. Dacă lipsesc doi, să-i aducă ăștia înapoi, să-i plătesc. Cred că sunt mai mult de doi. Câte magnolii au luat în total, știți? Nu știu, că păi, am să fac o hârtie scrisă. Da. Păi foarte tare. Ca să întreb, să întreb. Băi, dacă e adevărat, nu cred. Asta e afirmația unui cetățean pe care noi da, și eu am spus la fel. N-am verificat. Tot ce am spus acum a fost sub semnul întrebării. Ca să nu vă duceți dumneavoastră să credeți că noi v-am acuzat de ceva. Da, dacă fi adevărat, noi vă întrebăm. De ce ai dus magnolia acasă? De ce ai luat arele și l-ai vândut? De ce doamna pune florile de care vrea sufletul dumneai, pe inima dumneai? De ce toate astea? De ce? Avem voie să întrebăm? Avem voie să întrebăm? Da, e profesionistă. Dacă arată... Vals ascultă de ea halul ăsta... Arată profesional. Profesional? Da. Nu știu, nu pot să spun, dar ce înseamnă? Arată profesionist sau calități, profesional? Arată calități profesionale la servici. Pune flori de anumite culori. Da, are sensibilitate. Are o sensibilitate deosebită. Vals, da, domnule. Plânge inima în dumneai când intră domnul Vals acolo. Sau invers. Nu știu. Da. Aici nu mă joc cu sentimentele oameni. Dar nu-i vorba de sentimente, da, nici vorba. Sentimente lucrativi, din tratea nu de lucru. Nu mă interesează pe mine sentimentele. Nici pe mine. Fii de capul, dacă nu e la FDJ. Nu fii de niciun cap. Doamne, la FDJ se întâmplă și lucruri bune, că acolo nu se poate face amantlăc pentru că devine incest. La nu mai neamuri. La FDJ, da, e adevărat că devine incest. Dacă fac amantlăc, este adevărat. Da, că sunt mai neamuri. Neamuri PSD, neamuri orice PSD. Director a fost, s-a angajat rudele. Femeile, da, soțiile, da. Și Mircea Cristea, iubita lui aia, tânăr, e acolo, lucrează acolo. Care e Mircea Cristea? Care a fost director. Să mai mulți, este unul care a fost și viceprimar. Ala. Ala? Da. Ala, care mama lui a fost judecătoare. Da, iar domnul este cel care a luat atunci când era convenția 4 miliarde de lei. Pentru... O să trecem la Brăila, la terminat, să vă idee. Da, 4 miliarde de lei pentru, cum îi cheamă, zona liberă sau Alantul, parcul industrial. A plecat cu cei 4 miliarde de lei, a gestionat singur. Eu l-am întrebat pe Nicolae, ați primit 4 miliarde, ci că întreabă pe Cristea că banii au fost doar la dispoziția lui. Dar pentru ce banii? Pentru parcul industrial. Nu acolo, în zona parcului industrial, când eram în consilier local, eu n-am votat atunci, m-am opus de atunci, așa să mă urați când trebuie. Era treaba, mai simte, exact cu o țeavă, care trebuia scoasă sau pusă lungă, de nu știu câți zile. Și a costat o grămadă de bani. Manoperea și-a făcut-o el, dar a fost fictiv, nu știu cum. Da, da, da. Cum a fost cu Cibaceco, cu aia la, care a făcut-o și n-a făcut-o. Care? Cu o lucrare de asta, cu canalizarea, cu ceva, cu pompile alea de tras apa, de tot așa. Nu, aia stație de depurare. Dar nu Cimacenco. Domnul Popa... Pe mandatul lui Cimacenco. Pe mandatul lui Cimacenco, dar domnul Popa n-a făcut... M-am întâlnit cu Popa la București. Unde v-ați întâlnit? La spitalul oncologic. Păi ce căutați? El are cancer. Domnul Popa? La, da, Florin, la acolo. Dar știi cum era slab? Nu, eu l-am cunoscut prima dată. Faia rău. El a dat, te bucuri de boala nimănui. Și a venit și a dat mâna cu mine și mă uita cine este. Când Florin Popa, băi, Florin, ce faci? Dar ce cu tine? Am cacea, dar m-am operat, acum am ești privit. Dar slab?
Dar și mi-a plăcut că l-am întrebat odată pe unul care a fost consilier local, de altul, de la PSD, care... Nu mai bate din picior? Că Dolie nu se mai satură. Cine a zis? Unul. Nu se mai satură. Băi, zic că ăla iar e în funcție. Da, Dolie, nu se mai satură. Dacă ăla care a spus nu se mai satură, el mai era nicăieri. Da. Acum Florin l-a întrebat și spune, băi, dar ăsta Nica pe ce loc? Băi, nu se mai satură. Așa a zis? Păi da, dar îi spune așa ca să fie pe inima mea, că știi că da. Ei mă urăsc, eu nu-s ca ei și eu iubesc unul ca mine. Da. Atunci ei își caută discursul când se întâlnesc cu mine, să fie așa, cu fier pe ploapă. A fost stat la multe lucruri, la bugetul Galațiului, în calitate de viceprimar, în calitate de city manager, deci dintr-o dată 8 ani. În calitate de mare conducător la tot felul de instituții de Consiliul stat, de administrație. Consiliul de administrație la Apă Canal, de la APDM. Tot ne-a fost apropo de Apă Canal. E într-o stare gravă. Și părere, pun și eu o întrebare acum, mă scuzați că da. Am invitat, îmi permit și eu o întrebare. Nu, dar vreau să spun că Dumnezeu există, e viu. Nu, nu stai să nu amestecăm. Nu, deloc. Auziți? Absolut deloc. A fost pe area 215? Dar nu știu unde vine. Alea 215 cod penal, unde au aia cortului. A, n-am fost niciodată. Pe la 215 cod penal, înșelătoria. Da. Păi de cum vii tu, liberalul, care ai avut în mandatele astea doar lupuri, chiar nu ai avut grup de consilieri locali. Da. S-ai filit apa de atâtea ori, deodată s-a scumpit. Da. M-am făcut și eu, am încercat să facem un meeting acolo, la Apă Canal, să avem trei babi. Cum vii tu, mă, mare, așa, să spui, micșorăm prețul la apă 40%? Este o eroare imensă. Doamne, cum poți? Băi, dar tu până să ajungi, eram de acord, vin acum în campanie, băi, pentru că de ce spunem noi 40%? Uitați ce am făcut noi mandatele pe care le-am avut. Da. Am protestat, el vorbește de ce o să fac. Bă, dar atitudinea ta în 4-8 ani, ce, care a fost? Cum vii, mă, cu așa mea baza conici, cu așa mea? Pentru că îi cred pe oameni. Acolo, de ce am făcut alea 25 pe cod penal? Pentru că cu mici excepții, să fiu cinstit cu doamna vreme, că nu poți să spui de ceva, că... Da. În restul, Bacalbaș. Știți ce candidat Bacalbaș? Nu. A fost președinte condițean de vreo 8-9 ori în America, de vreo 6 ori în China. Cât a fost președinte, da. Da. Și acum vrea duc și în Mexic. A, păi da. Băi, nebunit. Și doar dacă n-am ajuns în Mexic, degeaba mai trăit. Da. L-am văzut azi pe stradă, că m-a văzut să am încrâncenat în el. Da, el e încrâncenat de când s-a născut. De când s-a născut, da. El, la un moment dat, desfăcuse o legendă, că era un prinț, se trăgea de nu știu care, mă rog, până la Ecaterina a doua mergea, pe cuvânt, dacă mint, nu e nicio exagerare, dar... Dar cu retrocedarea din Basarabia... Poate dubioasă. Care sunt Bacal, da. Bașa, cu linii. Da. Întrebea Bacalbașa. Acolo, ca să ia banii cu Bacal, linii Bașa. O fi al nume. Păi da, dar a luat el banii. Acum, da? Așa este. Sunt foarte mulți oameni, domnul Popa, care se învechesc în rele, cum zicea domnul Popa cel la Florin, nu le mai ajunge. Doamne, vă, nu se satură. Doctorul ăsta Cârstoie, cât i-a apărut la dandanale la fundul lui, doamne, de ce i-a povestit... Hai să-i vorbim puțin de Cârstoie. Da, eu stați un pic să vă spun ce, cu cetățean așa. Domnul Popa, ați văzut, domnul ăsta, iar Cârstoie ăsta, și doctorul ăsta, tot, băi, cum să pui un doctor că tot fură? Băi, omule, hai să spun, uite, un doctor din Galați care nu fură, mă. Uite, doctorul Ichim. Da, și eu am văzut. Stai, eu vă dau concret acum. Da. Doctorul Ichim, am adus și eu... Paul Ichim. Da, domnul Paul Ichim. Eu știu de când a început meseria. Da. Dar avea câțiva ani când l-am cunoscut eu binea lui. Domnule, n-am avut odată. Și am dus, m-am dus și eu oameni pe la țară, care erau partidul la Sărești, cu raporul, cu domnul doctor. Hai, aduc face, hai. Bă, să ceară nu 100 de euro sau de dolari. Dar se întâmplă acum, ieri, așa am cumpărat o ușă cu un prieten cu camionetă, că eu n-am camionetă. Da. Băi, zici, ce faci? Era slab, băi, Mariane, a trecut moartea prin fața mea. În ianuarie, nu știu pe cât, m-a luat salvarea și am avut un noroc, băi, Mariane. Dar ce ai avut, mă, noroc? L-am căzut la echipă. Da, e doctor bun. Și zici, băi, Mariane, dar fii atent aici. Seara era de gardă, am avut noroc că era de gardă când m-am dus. Da. Și mi-am băgat niște perfuzii și până mâine vedem cu asta și dacă mâine te tăiem. Și când vine dimineața, gagiul e scăpat fără cuțet. Și așa cum faci tratament, băi Mariene, băi am pus într-un plic ceva, bani. M-am dus la el.
Domnul doctor Silvia, băi Marian, în primul rând m-a salvat. Da. Că am avut noroc, că a fost de gardă, un doctor bun. Băi, dar n-a avut bani, domnul, te rog frumos. Te rog frumos, du-te și fă-ți treburi în familie cu bani. Lasă, eu nu te-am operat să-mi dai tu. Am salariu. Păi îți dai seama. Ești pui la vreunul de ăsta, te crede al de cârstoi ăștia de al de care ia bani și dincolo, din colo. Are patru clinici și privat. Păi tu îți dai seama. Păi uite-mă cum mai sunt și judecători, oameni competenți și de treabă și cinstiți. Păi sunt și procurori, uite și medici, uite și cutare și cutare. Bă, dar de ce să nu se scoată în evidență oamenii ăștia care sunt cinstiți? Sunt scos și ăștia. Domnul doctor, domnul Aurel, credeți că dacă ceva se întâmplă și... Nu mai vă spun ceva. Eu dacă aș fi doctor, nu mi-a dat ceva și mi-aș fi un doctor, o doctoriță. Un popa. Știți că eu sunt nevoit să primesc șpăci? Dacă îmi dă, le rup în două. Doamne, prea mult poftis. Dar de ce, doamna doctor? Domnul este mai ales de la țărani. De la orășeni, nu trebuie doar, dar țăranul, dacă nu iei luat și ți-a crede dat, că e ceva grav. Da, bravo. Ai anticipat bine. Băi, omul, e altul. Da, deci, da, am da. Multe reportaje și multe materiale. Ei, dar nu. Dacă de uite cu unul ca aici, nu mai, mai sunt doar numai domnul Chim. Păi omule, nu s-aude. Bă, ce faci s-aude. Du-te la ăla, e bun, dar ce costă atât. Da. Du-te la ăla, că e bun, dar trebuie să-i dai atât. Mai ales să-și cai... O secundă că uit. De două zile uit, de trei zile uit. Eu am avut, mai avem un minut, două, cât mai avem? 4 minute, bun. Deci am avut mai multe episoade de emisiuni referitoare la întâmplările care sunt de neimaginat la direcția copilului din Galați. Am văzut astăzi în instanță niște chestii care m-au lăsat gura căscată. Romii, familie întregi de romi, renunță la copii. Erau doi care n-aveau 40 de ani, nici 35 de ani n-aveau, o soție, pe ea o chema Lămâița și pe el nu mai știu cum îl chema. Și Lămâița asta a renunțat la copilul ei și l-a întrebat judecătoarea de vreo 3 ori, domnule, ați înțeles? E vorba de copilul dumneavoastră. Și uita judecătoarea la ea sperând că s-a agață. Deci, da. Și l-a întrebat pe el. Și el zice că să-l ia. Și vă ia copilul și el să-l ia. Că a fost un accident biologic. Nu, nici vorba. Urmează alt episod cu copil, alt părinte care a renunțat la copil. Aici era alt gen de faptă. Plecase nevasta cu copilul și acum vrea să, amantul ei sau soțul ei ce era, vrea ca să-l devină tatăl copilului, să-l adopte și tatăl natural era de acord. Hai să-l ia dacă treabă, ok, nicio problemă. Bun. Eu am vorbit despre, dar ce s-a întâmplat? Una din avocate a venit și a prezentat un caz cu tremurător, în același timp și multă muncă și extraordinar de multă muncă prin care a obținut niște succese nemaipomenite. Doamna care a fost salvată și care a primit copilul în îngrijire până când se termină procesul a sunat-o, a chemat-o, i-a vorbit așa la pe tu, având asta 4 clase de avocat, a vorbit tot frumos, tot cu dumneavoastră și a spus la domnul Stancu, domnul Stancu v-a dat bani ca să fiți în exclusivitate la televiziune. Doamna, domnul Stancu, o situație financiară groaznică, nu mi-a dat bani, nu mi-a dat bani și în plus, ceea ce lumea care a lucrat cu mine știe, eu nu dau bani pentru nimic. Nu dau decât dacă am făcut cadou apartamente și case, când le-am bucat, dar acum când nu am de unde. Dar nu dau bani, dacă nu sunt capabil să fac o emisiune, nu o fac. Și spune, zice, nu, mi-ați dat bani, să-mi dai bani pentru că, domnule, îți dai seama, cu coana, mă săpânesc să nu spun cuvinte grele de tot. Un avocat splendid, care ți-a făcut un bine inimaginabil, te-a ajutat, pentru că a venit alt avocat, o să aflăm cine este altul avocat, care i-a zis, dă-mi cazul, că eu n-am treabă, te costă mai puțin decât cu doamna avocată. Ia doamna avocată la bani de la Stancu ca să aibă exclusivitate, că emisiunea asta nu se fac când și oricum. Se fac la mine, sunt alte emisiuni. Nu chem să-i pupă în fund cum e cu domnul Georgescu de la universitate acum. Nici vorbă. Se fac și o să ne ocupăm de universitate în zilele următoare. Tare de tot mă ocupă, fiecare seară. Și ca să termin subiectul. Domnule, ai venit la miezul nopții de acasă.
cu ziarista lângă ea. De fapt, ziarista a chemat-o. Putea zic, dorm, vin mâine. Nu te cunoștea. Te-a salvat. Vin la executor. Te-a salvat de la niște, în fața unor oameni, absolut fără inimă. Te-a câștigat o sentință formidabilă. Și spui că trebuie să-ți dea bani pentru că ea a primit de la mine, n-a primit nimic. N-a primit nimic, dar suntem în săptămâna mare și Ireland la fel. Nu-i. Mai este, până. Mai este, dar oricum, e o săptămână sfântă, nu e o săptămână. Suntem în mâna preajma Paștelui. Gândește-te la Dumnezeu. Extraordinar de tare gândește-te. Cum să faci așa ceva? Era avocata asta, era, că zicea, dom'le, nu putea să vorbească. Când ea știe, eu nu, că a vrut să-mi dea o dată și n-am primit de ea nicio cafea, nu primesc, decât dacă nu mai am ce face și tot ce am luat, am luat pe împrumut. Sunt toate în postura de a le da înapoi. L-am mai dat odată, mai dau încă o dată. Pentru că știți că așa a vrut. Dar o va plăti el, nu? Că-i Dumnezeu, e mare. Deci asta e, doamna avocat. Vrea nepot de la Fișorțu. A? Știți că vrea să facă nuntă, să facă Fișorțu. Foarte bine să facă. Păi mai dă o țacă undeva. Să facă nepot. Mai plătește. Dar mai... nu ați lăsat să închel cu medicul. Cu medici. Da. Medici, eu sunt de acord. Mai am o jumătate de minut. Omul care vrea să-i dea, să primească, nu condiționez, bă. Asta e durerea mare. Nu condiționez. Da, asta e o poveste veche, domnul Popa. Da, da. Dar trebuie repetată. Bine, trebuie repetată, dar nu mai e interesat publicul de treaba cu medici. E interesat, în schimb, că avem mai mulți medici senzaționali la spitalul județean. Da, în contextul ăsta discutăm, da, acum. Și că unul dintre ei se numește Paul Ichim. Pauză.
ne-a întors domnul Marian Popa, Aurestancu. M-am uitat pe materiale care n-au fost prezentate în prima parte a emisiunii. De fapt, n-am prezentat nimic din ceea ce am pregătit. Sunt colosale. Sunt absolut de neimaginat, pentru că am zis că domnul Popa a mers mult pe justiție. Să-ți vedeți niște treburi de nu vă vine a crede. Dar există la Galați un om care de curând a fost numit într-o funcție poetică fabuloasă. Ok, foarte bine, felicitări. Mă duc eu cam pe muncă, la un prieten, apare nevastă sa, cu care mă înțeleg foarte bine, e o femeie extraordinară de deșteaptă, și îmi zice: domnul Stancu, eu am fost colegă de liceu. Pare bine. Și zice, am dat împreună și avocatura. Ok. Și care e problema? A fost prins copiind la examenul de avocatură cu ceasul. Primea pe ceas. Ce o fi reglat la ceas, nu știu. E, sunt ceasuri care sunt ca telefonul. Da? Da, e acolo. Păi, cum să te uita pe telefon? Da, da, da. A fost prinsă doamna și a fost dat afară. Doamna respectivă este în momentul de față într-o funcție formidabilă. Cum o cheamă? Nici pe funcție? Pe funcție cum o cheamă? Pe funcție o cheamă formidabilă. Cum? Formidabilă, da. Acum, ne întoarcem la, la ceea ce mi se pare extraordinar de frumos. Primăria Galați a amânat în mod nejustificat anunțarea câștigătorului licitației Clucate de la Festivalul Scumbie 2024, spune domnul Ilian Grosu, în 11 aprilie, fără mogul. În cele din urmă i-a pasat filme PSD-ului Florin Păzlaru contractul de 260.000 de lei. Adică este festivalul cu numele lui. Cine ziua pe banii noștri. Da. Două săptămâni s-a gândit primăria cu ei să dea și licitația... una banală, nu vorbeam de, spune el, de construirea unui lot de autostradă. Așa, bun. Administrația Pucheana a pus în caietul de sarcini numele a trei artiști, Cif Cătălin Sărătescu, Manalinga și Mahala Rai Banda. Asta e șmecheria ordinară, asta e caz de pederea curat. Pentru că îi spune lui ala, vezi că voi impune asta, ăsta sună, care urmează să câștige, și angajează pe toți trei. După aia apare caietul din sarcini și surpriză. Nume care echipul el nu le știa, dar le știa. Și nu sunt alte filme, sună Scălătescu, băi, acum mă sun, că m-a sunat... Dar și tot ăla duci Scălătescu cu mii, zeci de mii. O babă de la țară care se arate cum se fac gogoși, sărmăluții, de post, cu tare, n-aduci. Aduci Scălătescu de fiarbă crapi. Cum se face sol de... Băi, lăsați-le cu Scălătescu, cu banii noștri, mă. Mai întrebați-le și pe noi. Aduceți-vă, promovați tradiția. Nu Scălătescu. Ce bucătare era. Bun. Și în final a câștigat. Nu vreau să mă așez foarte tare pe chestia asta. Dar de ce păi dați bani mulți, domnul? Ce face el de banii? Nu știu ce face, dar face. Și în caietul de sarcini îmi spune că trebuie să încheie acordul de parteneriat asociație cu alte entități cu ajutorul cărora poate să ducă la îndeplinire toate cerințele din prezentul caiet de sarcini. Băi, nea, Puchene. Iată-mă că spun, dar unul din mare noștri scriitori, Ion Barbu, și unul din mari noștri poeți, Ion Minulescu. Până la urmă, și în tâlhărie, și în baditin, și în... Trebuie să ai o anumită înălțime. Asta e coscărie. Asta e de găină. E pe față. Cum să ghicești tu, da, anticipezi tu, cele trei coscărie vedeti ale muzicii. De neimaginat. De neimaginat. Exact ca asta... Băi, frate, stai să cuminte așa că când copiam la școală, la care copil n-a copiat? Băi, mai tăiai câte un cuvânt, mai puneai altfel, mai... E nimic. A pus exact acele trei formații de caietul de sarcini. Bun. E penal. Pentru că suntem în situația în care l-avem aici pe domnul Marian Popa, care este inspectorul pe Moldova și Dobrogea din partea OADO, Organizația Apărării Drepturilor Omului, mai noutăți ceva? Oho. Am, dar nu... Dar ce vreau să vă spun, dacă tot m-ați întrebat, doar desfășor o activitate de o lună de monitorizare. O societate, ceea ce face, se întâmplă în țară foarte multe nenorociri. Avem o lună de când o monitorizăm, și am să mai prelungim și mai, că am făcut primarul știi, l-am anunțat. Da. Doar e foarte, foarte ok, doar. O să spunem, facem raport.
cu filmări, cu toate, cu nu-i vrăjeală. Societatea, dar de ce trebuia monitorizat? Are activitățile pe care le desfășoară, activitățile le monitorizăm. Când se pot întâmpla, s-au întâmplat în București, mai ales sunt multe norociri în domeniul ăsta. Și noi am vrut să vedem, ia de mă, la gălați cum e. Prevenim dacă se întâmplă lucruri din cauza căror se pot întâmpla accidente chiar cu morți, atunci hai să facem și noi să vedem cum stăm la gălați. Avem o lună de când oamenii noi, activiști. Primar, când ați anunțat înainte? Nu fac primar, a făcut scris la primării noi, cu tare, nu știu ce, că pot depista la un moment dat cei care monitorizează și pot avea probleme. Dar se legitimează. Da, dar interesant că dacă ați făcut scris... Nu știi, nu știi ce căutăm. Noi, n-are cum. Bine. N-are cum. Am văzut că astăzi s-a întâmplat o treabă interesantă. Inspecția Judiciară, care este o rușine de inspecție, dar uite că mai face și cât la presiunea publică. Mai greșește durea și... Nu, greșește când face de asta, dar acum nu contează. Chiede suspendarea din funcția judecătorare din procesul lui Vlad Pascu. Exercitarea în continuare a funcției ar fi de natură să aducă atingere gravă a prestigiului justiției. Problema mea de ce a durat atât de mult. Da. De prima dată. De când a zis că unde sunt în sală loc. Și copiii morți. Pe treabă dacă sunt în sală. Inspecția Judiciară, așa, cere suspendarea judecătoarei Ioana Ancuța Popovici din procesul lui Vlad Pascu, tânăr care, logat fiind accidentat mortal, doi tine staționat 2 mai. Zice, în cursul zilei de astăzi a fost transmisă secție pentru judecători, material disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii, propunerea de suspendare de funcție a doamnei procuror, așa până la finalizarea procedurilor disciplinare. Inspectorul judiciar aprecia că exercitarea în continuare a funcției de către de către judecătoarea respectivă ar afecta desfășurarea cu imparțialitate a procedurii disciplinare și ar fi de natură să aducă atingere gravă prestigiul justiției, se arată într-un comunicat al Inspecției Județene. Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în cazul judecătoarei de la judecătoarea Mangalia, tânărul care a fost lovit și așa mai departe. Bun. E o treabă interesantă. Haideți acum să vă dau altceva, pentru că vreau să vă dau câteva știri așa să vă bucurați. Grefier de la Tribunalul Maramureș a arestat și trimis în judecată. Ce credeți că a făcut? A falsificat semnătura unui procuror și a emis o ordonanță de clasare într-un dosar de cercetare penală. A lui. Nu a lui. Ah, wow. Pachetul de pe lângă Tribunalul Maramureș a primit, a decis trimiterea în judecată a unui grefier din cadrul pachetului pe lângă judecătoria Sighetu Mamaței, aflat în arest preventiv, care este acuzat de săvârșire infracțiune de sustragere sau distrugere de înscrisul, uzurparea de calități oficială și favorizarea, aoleu, câte are. Bun, azi vedem ce a făcut. La data de 12.11.2023, deci curând acum, caldă. În timp ce a fost abordat de către o persoană matur în cauză și a asumat fără drept calitatea de procuror în cadrul pachetului de pe lângă judecătoria Sighetu Mamaței. Și a dat de înțeles maturi că va întocmi o soluție de netrimite în judecată cu dosar penal în care acesta era cercetată pentru să vâșe o infracțiune la regimul rutier, comisă în stare de recidivă, opa, post-executorie. Întocmind ulterior în falsă ordonanță de clasare prin contrafacerea semnăturii procurorului pentru a împiedica tragerea răspunde penal acestuia. Totodată, inculpatul i-a amânat ulterior celor din urmă un exemplar al ordonanței de clasare. La data de 23 a 12, deci câteva o lună mai târziu, Poliția Anticorupție din cadrul Serviciului Județean Anticorupție Maramureș cu sprijinul unei echipe de luptători așa au intrat în baza ordonanței de legare, s-au dus și l-au arestat pe ăsta, au efectuat urmă de 3 pregheții domiciliare. În această cauză, polițiștii anticorupții mai caută? Nu. L-au prins, l-au făcut. Dar ce dosar să ai? Ce inteligență uriașă poți să ai? Să semnezi în locul procurorului și să faci o ordonanță de clasare și o dai lor, dă bani, uite, ia ordonanța. Dar nu spune ce sumă. Nu spunea nimic. Păi, dar probabil, ei știu care e treaba. Și l-au și trimis în judecată acum, imediat. Trei luni până... Nu și-a dat seama și-l iartă. Nu știu dacă îl iartă, că nu-i chiar așa. Dacă spune cum și-a dat seama? Da. Doamne, nu mi-a dat seama. Ce-am Uite făcut? Și acum o veste mare pentru România. O judecătoare obligă guvernul să-i majoreze salariul din 2018, nu din 2021. Știți ce înseamnă asta? Până acum se majora salariul din 2021 la judecători, care au salarii uriașe.
n-am nimic cu ei. Un a 10-a oară la domnul Giulio, ieși afară. Pleacă. Ieși afară. Așa e Giulio. Giulio e judecător. E bine. Și am strâns niște dovezi despre dumneata în perioada asta, când mai hotărât, poate nu. Poate da. Le dau drumul pentru că nu se poate. Astăzi, la proces, mâine, poimine, săptămâna trecută, nu cer decât un singur lucru. Nu cer să cât să se respecte legea. Am văzut cu ochii mei anul trecut, la curtea de apel Galați, cum o avocată înaintea mea, aproape în genunchi s-a pus și a zis judecătoarei, vă rog, completul, că erau doi, vă rog să respectați legea. Habar n-am ce s-a întâmplat, dar am luat și eu un modelul ăsta și acum fac și eu la fel. Vă rog să respectați legea. Când te duci din instanță, judecătorul apostol Dumnezeu să le spunea așa, nu trebuie să ai încredere sau să n-ai încredere. Trebuie să fie frică. Deci mie mi-e frică de chestia asta. Bun. Și doamna judecătoare, tot din satul mare, Roxana Maria Câmpeanu, a atacat în instanță două donații a Ministerului Justiție, prin care salariile majorate prin recalculare așa numitului VRS, valoare de referință sectorială, se calculau din 2021. Potrivit unei note a Ministerului de Finanțe din 2023, magistrații au obținut prin hotărâri judecătorești pe care și le dau tot ei, o majorare retroactivă a salariului în sumă totală, care trebuie plătită cu tot cu penalități, este de circa 16,1 miliarde de lei. Adică aproximativ 3,2 miliarde de euro. Precedent prin care magistrația ar putea scoate statul de atât sume colosale. Fraților, am luat o razna. Le permitem prea mult. Permitem judecătoarei să-i da unui bandit care are 14 milioane de euro, 14 milioane de euro la bugetul de stat al României, nu 12.000 de euro ca un pălit ca mine. Da? 14 milioane de euro ne dați, îi permiteți să câștige pe o societate pe care a furat-o 7 milioane de euro în condiții în care el nu a înregistrat în contabilitate. Bă, dacă nu ai înregistrat, automat ești scus din proces. Poți deschis dosar? Dar nu, că o să fac plânge penal acum. Fac categoric, fac. El ori înregistrează, ori dacă nu înregistrează... Actele contabile, nu știu eu, glumă. Hai, n-ai glumă. N-a pățit nimic până acum, domnule. Lișinski nu pățește absolut nimic. Îi proteja foarte tare. Și acum se cire, acum în clipa de față, 3,2 miliarde de euro deja se hotărâ pe care judecătorii l-au dat pentru colegii lor. Bun, am înțeles în 2021. Acum a scăzut la 2018. Și uite ce a pățit, în alta curte de casație și justiție, a dat dreptate la 9 aprilie, deci acum câteva zile, și a anulat cele două ordine. O decizie fusese luată în 2023 de Curtea de Apel București. Anulează în parte ordine cu tare și cu tare, obligă Ministerul Justiției prin Ministerul Justiției, Ministrul Justiției prin Ministrul Justiției la emiterea unui noi ordin în care dreptul salarial al reclamației să stabilească având în vedere valoarea de referință sectorială începând cu data de 30.12.2018 și nu cu data de 30.12.2021. A decis Curtea de Apel București în ianuarie 2023. Formidabil. Și CCMJ, în alta curte de casație și justiție, a menținut decizia. Ce facem, domnul? Am scăpat telefonul, nu? Se întâmplă. Nu, ce facem? Zic am treabă cu telefonul. Se întâmplă și la... Ce facem? Munim de foame la un moment dat, va trebui să muncească toată țara numai pentru salariile lor. Ei dau cum vor. Asta, pensii speciale, ăștia, o grămadă de bani cheltuiți. Ei dau cum vor. Încărcarea aparatului bugetar, da. Cu angajați. Dau cum vor, domnule. Îți dau șapte într-un birou, n-au loc. Te duci pe la primărie, te sperii și acolo. Nici în stup albini nu stau așa înghesuiți. Extraordinar. Altă știre. Dar să, că domnul Popa se ocupă de justiție. E. Un suspect de omor din culpă a fost oprit în ultima clipă să devină, ce credeți? Liber. Nu. Criminal. Nu. Dar și devină. Procuror. Ah, da, știu. CSM l-a suspendat cu 5 zile înainte de a-și începe activitatea. Un suspect de omor din culpă a fost oprit în ultima clipă să devină procuror. În prezent dosarul său a trecut de camera preliminară,
Și urmează a se pronunța sentința, scrie lumea justiției, da. De culpă în ce, cu mașina la... Nu știu, domnule, să vedem aici, dar nu contează. Dacă ai, este... hai, domnule, am... cum să fie procuror dacă e suspect din culpă? Lasă-o naibii de treabă, păi, nu mai face justiție. Păi domnul, cum să nu fac? Păi domnul Aurel Tancu, eu am avut dosar din culpă, cu mor din culpă, cu accident cu mașina. Înseamnă că trebuie să nu stau viață la activități, la să mai... Nu, dar nu procuror. Tată, nu le nu stau nimic. Du-te, fă-te avocat. În ce, cu mașina? Pe... O, nu știu, fă-te avocat, chiar cu mașina. Fă-te avocat. Dacă ești omor din culpă sau fă-i ca doamna. A, dacă era băut din culpă și băut, da. Dacă nu era băut, dacă era și cu... Depinde, când din culpă, n-a fost o lomare. Domnule, iau așa. S-a făcut precizarea că dumnealui a fost admis după efectuarea verificării privind buna reputație. Atât cu ocazia admită la Institutul Național al Magistraturii, cât și cu ocazia absolvirii Institutului, deși avea calitatea de inculpat într-un dosar din ucidere din culpă, avea calitatea de inculpat. Inculpat, da? Din culpă. Păi, nu numai că nu sunt așa, nu mai vorbiți așa că vă puneți într-o postură. Cum să vină judecătorul sau procurorul care a furat, dau un exemplu, și zice, nu a furat din culpă. Una este, nu există așa ceva. Ăștia trebuie să fie lacă, cum o cheva pe aia, lămâița. Nu, lăcrămeala trebuie să fie. Un bărbat a fost reținut de deveniat de procurori pentru un flagrant de 20.000 de euro de la o rudă. A dat unei persoane trimise în judecată în schimbul promisiunii că poate interveni pe la judecător de curtea de apel București pentru a alătura controlul judiciar. Care este sub chestia asta? El, ăsta, a primit banii de la o rudă, frate. Da. I-a dat acelui rudii, dai 20.000 de euro și eu te salvez. Și la același timp l-a și turnat la DNA. M-a făcut ăla cu Cherecheș. Da. Umează soacra, s-a dus ca să dea la mama judecătoare și mama judecătoare i-a dat în primire. Da. Dar nu spune cât e gata. Uite, un avocat de la Barou Ialomița și alte două persoane ar fi pretins de la acesta 10.000 de euro în acest scop. Ca să intervină la judecător. Opa, aici avem... Mamă! Ce-a făcut? L-a prins? Nu. Ăsta s-a terminat. Și asta o coțcărie. Una din cele mai mari dosare trimise în judecată în acest an, în 2024, de procurori anticorupții ținut la secret de DNA de 2 luni și jumătate, sunt o inculpați 18 persoane fizice, 5 firme, dintre care una cu cifra de afaceri de 52 de milioane de euro anul trecut. Ia să vedem. Pe data de 26 ianuarie 2024, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar trimis în judecată de Direcția Națională de Corupție, inculpați 18 persoane fizice și 5 societăți comerciale. Acestea sunt acuzate de fraudarea unor contracte publice de rate de administrația domeniului public, sectorul 1, da, în mandatul fostului edil, Daniel Tudorache. În ciuda practicii de a posta pe site informații despre dosare finalizate, până acum direcția nu a emis niciun comunicat despre această speță, iar o CRG4 Media nu de furnizarea unei copii economizate după rechizitoriu, cele similare aprobate de CUT, a fost respinsă prin intermediul biroului de presă al justiției. Conform protocolului instanței, cei 23 de inculpați în acest dosar, persoane fizice și juridice, sunt acuzate de abuz în serviciu, complicitatea la săvârșirea acestei infracțiuni, fals intelectual și spălare de bani. Și aceștia sunt în domeniul public, n-am să-i spun pe tot 23, că noi știm, sunt de la, de la București, da? De asta este. Cea mai importantă societate inculpată este Simetrica, cel mai mare producător autohton de pavele și borduri, care în 2023 a avut o afacere de 53 de milioane de euro. Administrația domeniului public, păi da, unde pui bordurile alea? Bine. Păi, administrația domeniului... Toți primari care vin schimbă bordurile. Da, s-a constituit parte civilă în dosarul penal. În acest dosar, dosarul celor este în faza de cameră preliminară. Adică i-a trimis în judecată... A văzut și dezastru pe plăcea pe unde are Eugen Durbac în blocul ăla, unde a fost cinematograful. Da. Zis din 1900 toamna. Am văzut. De bea spusii, nu poți să mergi pe acolo. Le-ai filmat de vreo două ori. Drângă, zici că-ți la pian. Am găsit câteva chestii. Ia zi. Zice, ținta procurorului de caz era un acord cadru de 16 milioane de euro semnat de administrația domeniului public,
sectorul 1 în 2019, din care s-a fi plătit firmelor etapizat 11 milioane de euro. La acel moment, primarul sectorului era Daniel Tudorache, obiectul contractului era Confecții Metalice Mobilier Urban, TRL, la noi o areau, Edil Construcție, așa cum senimetrică asta, și care făceau gădulețe, bănci și coșuri de gunoi. Mamă, câte sunt! Și la noi costă magnolia nu știu cât. Zice, presa m-a informat că procurorii au demonstrat în acest caz 3.000. Că produsele livrate prin magnolii, dar din ce-i făcut? Copacul ăla, din ce-i făcut? Din magnolii. Bun, dar o fi din diamant. Mi se pare că la 5 ani produci carne. Zice, au fost umflate prețurile cumpărate în achiziții, de câte ori credeți? Nu știu. 22. În timpul derulării acestui contract sunt în evidență date contabile din 2020 ale Lidl de Asociere Confecții Metalice cu 33,9 milioane la cifra afaceri și aproape 20 de milioane de lei profit net. Păi cum să n-ai 20 de milioane de profit? Când fură în țara asta. Da. Extraordinar. Și dă-i. Acum vine spune că ieftinește apă. A găsit subiect. Da. Dar nu spune cu exploatări balanțe. Și uite din ce au luat atâția bani. Construcțiilor. Din gădulețe, stâlpișori, bănci, coșuri de gunoi achiziționate și montate la prețuri astronomice de către fiecare firme de casă. Aceasta a fost principala preocupare a sectorului 1. Formidabil. Ce vorbești? Eu garantez că dacă ar fi domnul Puteanu căutat acolo... Da. Ce părere aveți? A mai trebui, Petre Roman și Voican Voiculescu, să fie urmăriți penal pentru dosarul de Mineradei? Așa, dacă aș fost în Mexic, aș fi împușcat în cap. Nu vorbiți așa. În Mexic? Eu vorbesc în România acum. Nu vorbiți dacă așa. Aș fost în Mexic, da. Aceste două persoane și încă vreo 20 din anii aia, trebuie achitați ca în Mexic. E bine așa? Nu e bine nici așa. Dar ce să fie bine față? Păi când tu vii la televizor inconștient de Petre Roman, în Elveția, da. Și mai stă Elnea sau unii ce pleca cu iubita lui de tânăr cu 30 de ani ca el. Și spui lichidarea ceapiorilor. Păi ce-a cere săranul ăla? Nu există acum. Dacă te spui, v-ați spui primarul Fructului, toate comunele au burlane la coșul de fum din țavă de irigație de aluminiu. Au distrus tot. Am o întrebare pentru domnul Danica. Ei. O să o adresez? Ia. Pentru Traian Băsescu. La cititori? La și pentru ăsta, Vlad Marius Botoș. Telespectatori? Pentru Claudiu Manda. Și pentru Silviu Mureșan. Și pentru Adrian Mituța. Și Victor Negrescu. Și Răvana Plumb. Și Marius Marinescu. Și Dragoș Tudorache. Și Mihai Tudose. Doamna Tudose. Care n-au votat deloc. A deschis listă. Pentru Carmen Avram. Pentru Vasile Blaga. Pentru Raeș Bogdan. Pentru Dacian Cioloș. Pentru Corina Crețu. Pentru Gheorghe Falca. Vlad Gheorghe, Maria Grabine, Cristian Tehie, Șauri, Eugen Tomac. Haideți să vedem. Pa ce legi? În Parlamentul României, în european. European, pe 10 aprilie, s-a votat în PE legea Parlamentului European legată de migrație pentru distrugerea rătăcinilor unui neam. Această lege le dă migrație o drepturi următoare. Casă, masă, bani și multe alte drepturi care depășesc cu mult peste cele acordate populației băștinașe. Din cei 600 de europarlamentari, 322 au votat pentru metisate, adică e o acțiune de metisare a populației europeană. Metis, cu la câini. Da, corcin, adică corcin. Negru cu coceală, da? Iar 266 împotriva migrației și metisari, respectiv 42 au spus nu și locuie. Dar din cei 33 de europarlamentari români, votați-l pe Nica din nou. Toți au trădat, nici măcar unul nu a spus nu în locuire. Deci din cei, vă rog să auziți, stimați respectatori, din cei 600 de europarlamentari, 322 au votat pentru. Dar au existat 266 care au votat împotrivă. Dacă votau... Niciunul nu din români. Dacă da, dar votau... e altă socoteală. Românii dacă votau, nu trecea. Dacă votau contra. Da. Să vă fie rușine, nesimțiților. În frunte cu Nica de la Galați, cu Tudose de la Brăila. Doamna Tudose. Doamnă, dar de ce doamnă? Dar deschide lista. O doamnă. A, zici că deschide lista. Da, mă, acum nu mai poți să știi. Uite,
Dacă România ar fi votat împotriva, ar fi putut să facă istorie și noi să fim mândri de aleșii lor. Și au votat pentru Metisate, Traian Băsescu, Boto, Adrian Dragoș Benea, Cristian Bușoi, Mircea Hava, Claudiu Mandoa, soțul Olguței, Adrian Avituță, Silvi Mureșan, Victor Negrescu, Dan Nica, Lovana Plumb, Marius Malinescu, Dragoș Tudorache, Mihai Tudose. Nu au votat deloc. Dar Nica pe ce loc e acum? Acum e pe 15. N-au votat deloc pe lista aia, are 6. N-au votat deloc Carmen Avram, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Dacian Cioloș, Corina Crețu, dar tot prost a fost. Gheorghe Falcă, Vlad Gheorghe, Maria Grapini, Cristian Techeș. Nici ăsta, Eugen Tomac. Eugen Tomac ăsta este o hahalelă de om. Păi niciodată nu vrea să spun unde a lucrat aici. Da, ne-au trădat și ne-au făcut de râs. Toți trebuie retrași de pe listă partidul la votul din iunie. Așa ar trebui. Dintre toate țările din Uniune, doar 4 țări nu au avut niciun în europarlamentar care să spună nu înlocuire. Doar 4 țări. Croația, Lituania, Malta și România. Toate celelalte țări au avut măcar un deputat care au zis nu. La noi nimic. La noi niciunul. Niște golani. Asta sunteți. Golani. Când îl prindem pe Tomac în campanie, dacă vine pe aici în emisiune, întrebați-l unde a lucrat aici. Nu vă votăm ca să apărați țara. Globaliștii doresc să facă și cu Europa ce au făcut cu America. Un amalgam de nații metisate, fără rădăcini, fără credință, fără nimic sfânt, care sunt ușor de condus și manipulat cu TV-ul. Vedeți că în America nu se mai revoltă și nu mai demonstrează nimic împotriva globaliștilor, cu toate că au cu ce, au și arme de zbină și stăpânește mod de plâns. Mai degrabă, un material primit acum câteva minute. La terie așa, la care era o trompetă. Da. Băsescu. Care nu-i chiar așa să da să duci cu plutile. Le e frică, mă. Au scheletă de lapuri. Da. Le e frică. Le e frică lor. De-aia ursul la vai de ea, la aia cum îi spune. A dat telefoane pe aici, pe la partea de astea două, ciuma PNL, ciuma roșie și PSD, ciuma galbenă, ca să... Da. Să spun anumite persoane să fie pe listă în continuare. Păi și ce? Dar eu am înțeles că e pe 17 Lica. Pe 15 domnule, au mai urcat două... Dacă rămânea pe 17 nu ieșa. Da. Cu toată lumea face calcule, scoate aur atâta, scoate forța dreptă, scoate... Dar de Călinescu nu vorbește nimic, care toată diaspora aproape. Acum mai vreau să comentăm, un singur, după aia intrăm din nou pe botul de la Brăila, de data asta. Domnul Cioana vrea să devină președinte României. Ok. Sigur, sprijinim masiv de America, că altfel n-are nicio șansă. Dar domnul Cioana a declarat acum câteva zile că a primit funcția NATO pe persoană fizică. Cum vine asta? Nu știu cum vine, că eu dacă trebuie să dezvolt mult ca să vorbesc despre asta, pentru că eu știu atitudinea Americii față de Cioana când era ambasador și n-am înțeles acum cum de a ajuns secretarul 2. Eu am carte scrisă cum s-a întâmplat, cum ce lucruri, că nu îl considera omul rușilor. Uite că s-a schimbat și America și ce să comentez eu aici? N-am ce să mai comentez. America e o continuă schimbare. Cum să spui că sunt pe persoană fizică? Probabil așa aia. Cum Iohannis a zis că reprezintă America, România. Păi dar de ce? Ai făcut referendum ca să te votăm? Nu. Cum să spui că în numele României, în numele României, în numele cui, mă? Comasarea, toată lumea noastră a făcut. Exact. Așa au zis. Rareș Bogdan, românii vor comasare. Da. Rareș Bogdan s-a făcut, luăm 90%, tot, radim tot. Băi, dar ce lecții le trebuie lor ăștia? Uite, candidatul lor nu mai ești. Cred că în românii nu o să mai fie cârciul ăla. Acum, Da, știți pe domnul deputat Daniel Ghiță, care a fost luptător, Da. A dat următoarea declarație. E mare, e așa, un mare așa, și are un greier mic de găină. Un apropiat al familiei Firea își bate joc de aliație din PNL. Scrie că Buduja este puiuț de securist, iar despre Rareș Bogdan îl numește Miss Olanda. Miss Olanda. Da. Îi spune... Cum adică... Asta, Rareș Bogdan vine sâmbătă, face lansarea candidaților la Galați, la platou de la... Uneața dumneavoastră, la turist. Da. Nu mă duc. Am spus că vine să facă lansarea ei. Sucinătorul lui George Stângă. Asta e clanul, domnule, el de la Ploiești,
A coordonat, că de-aia a prins funcții. Nu știu asta. A coordonat. Păi este articol de presă 3, este cerneală consumată. A coordonat vreo 12 județe. Pentru care era și Galați și Brăila, Ploiești, Buzău, ăsta, Ilie, ăsta, care e sub control judiciar. Era președinte pe ele, Prahova. Păi cum să fii tu în comisia care negociază cu Alianța? Era 11. PSD-ul și PNL. El era acolo. Pentru că avea cu ce să... Cum să iasă Băsescu ăsta, Iohannis, să spună, nu îl afectează. Aia ce înseamnă? Adică nu vii să faceți o declarație publică despre amărâția în agricultură și transportatori care se iau niște drepturi omenești, firești, și ești pentru un infractor. Uite ce a declarat, îmi place declarația asta și vreau să o citesc. Yeah. Președinte Consiliul Executiv al PSD, Vasile Dâncu. Nu mă interesează, da. E important, a fost și ministru de mai asta multe. Vorbește fără virgulă. Ok. Statul român va intra în faliment în câțiva ani ca o mare a pretențiilor salariale ale magistraților care câștigă noi dreptul în instanță. El a spus că după AVG va trebui văzut ce se poate face cu deciziile aberante din justiție. Dar până cu ce au făcut? Deci după AVG? Până cu ce ați făcut, măi, până acum? Nimic. Păi ce faceți voi până acum? Rezolvați pe toate. Acum la final. Justiția este la noi într-o stare janică. Încrederea în justiție, conform sondajului, este foarte mică. În sondaje sunt peste 50% din români care spun că nu au încredere că se poate face dreptate în România. Eu sunt unul din ei. Sunt 50% care spun că justiția se face doar pentru cei care au bani sau influență. Sunt și unul din ăștia. Cu toate că noi avem salarii extraordinare pentru justiție, sunt și inamovibili, nu răspund în fața nimănui, dar totuși va trebui să găsim ceva legal, să vedem ce se întâmplă cu aceste decizii aberante. Ei și ajută că salariile nu au niște procese magistrați cu magistrați, poate compere. Păi, dar nu știu, domnul Stancu, cum Dumnezeu, un grup de judecători, să gândesc, băi, hai să nimărim salariul. Păi nu, să cerem să nimărim, păi nu nimărim. Păi ceva, hai să dăm un judecat. Pe unii dă judecată, la aia care dispărește și lor. Da. Așa e în toate țările? Nu. Cine dimărește în Germania salarii? Dar ce au salarii astea? Cum să n-au salarii? În halul ăsta? A, n-au ca noi. Pensia? Păi bineînțeles că n-au. Nu, dar cine acolo, cum e procedura? Aici ar trebui să fie interzis ca un judecător să ceară dreptul. Păi și cine să-l judece? Ceară un judecător poate să-și ceară drepturi personale de o anumită speță. Dar ca să ceară mărirea salariului pentru tot aparatul justițiar de justiție din România, este în neregulă. Nu e, okay, nu e în regulă. Iar azi cu ok, eu nu-mi place, că n-au doamne cu ok, ăsta mă nebunesc. Așa mai mult nu știu. Și atunci trebuie găsit o formulă, cum vii, tu păi, ceri la infinit cât vrei. Și dai în instanță și câștigi. La infinit, este domnul Aurel Stancu. Da. Și atunci, cum, acum s-a găsit Dâncu să vedem ce-i făcut, dar până acum 34 de ani, domnul Dâncu, ce ai făcut? A făcut Constituția cu Iorgovana la 90 pentru sufletul și inima voastră. Și la lege și toate privilegii și tot nu vă poate da nimic la o parte. Poate vă vor da de data asta lumea. Că prea măgări multe, prea bătaie de joc, țara nu-i guvernată de 6 ani, de 6 luni de zile, vorbiți numai de candidați, n-am vezi, și așa, cele mai spuneți, bă, este cele mai mari partide, atât timp cât nu aveți candidați. Nu vă mai... Cum n-au candidați? Păi nu au numai caricaturi au. Și până atâtea luni... Uite o expresie de-a lui Cornel Nistărescu de astăzi. Că după ce ne-a seclit cu doamna profesionistă și independentă, Alianța PSD-PNL și-a dat măsura cu o nouă soluție de ieșire din impas. Pe post de cap de listă s-au mulțumit cu două figuri, când sinistre, când comice. Adică i-au mai umflat nițel în importanță pe Mihai Tudor Șpedare și Bogdan. Este două arătări politice, vor fi bărbații care dar se reprezintă... Dar nu asta, e mai de mult. Care se reprezintă... De acum două zile. Da. Care se reprezintă țara în Parlamentul European să vorbească pentru ea. Că își de lupta nici jobă, mai bine să duc la Monte Carlo. După acest eșec comic, gen glumă cu păcală și tândală, treaba a mers prost și prin provincie și cu candidatul pentru primăria capitale. Afinității i-au și legat cu răvășite și învârtite, ca un rom care se dă în strambă pe cap la unui covirâltir, la un talcioc, râzăreț și iută de mână. Cristoiu învârte Spitalul Municipal de Urgență, Facultatea de Medicină din București și un centru medical. Anemona, trecut pe numele a lor,
săi, conform investigației Hot News. Și s-a oferit să pună laba și pe capitala României pentru PSD și PNL și ce a mai putea pune și pentru dânsul. Campania de plimbare a doctor prin târguri, pe piețe și situații, instituții merge prost. Din groapă în groapă și din lac în puț. Cătălin Cârstoiu se chinuie să râdă și nu iese decât un rânjet. Se străduie să pronunțe, dar se încurcă. Se preface nevinovat și curat, dar îi se văd penele pe bot, ca la vulpea din fabulă. În locul unui elan electoral, aripele sale strânesc vântul îndoierii. Pe zi ce trece, pentru alianță se controlează o dezumflare demnă de antologia comică a datului cu stângul în dreptul în politică. După cum merg lucrurile pe zmetecii care o controlează, se chinuie să găsească o soluție. Fie omul se cară, fie popușare să îl pierd în culise. N-au cum să mai vopsească în făt frumos și nici să facă din el un Cicero. Super editorial! Păi da, mai am un pic să văd dar să termin. Campania pentru București nu o să popeze energie în alianță, o disuflirea de așteptat. Înțelegeri și legătură dintre PSD și PNL sunt mai mult pe vorbe și ascunse și pe prietenii, de-a dintre Ciolacă și Ciucă, care prietenie nu există, și mult mai puțin pe proiecte, principii și obligații. Exact cum a fost între Clin Antonescu și Victor Popa. Ponta. Au fost prieteni, Victor Popa a fost mai scriitor din Babulat. Da. Teatru Victor Popa. Da. Au fost prieteni la Cataramă până la bani și la candidatură și atunci alianța s-a clăcănat la prima încercare mai serioasă. Marele proiect în politică alianții PSD-PNL se apropie de momente grele și penibile. Visteria e goală, împăratul e gol, iar Ciolacă și Ciucă își caută neolonii pierduți prin culise. Ei, mișto. Acum bucureștenii s-au fript odată cu un doctor. Măcar de asta n-au ținut cont. Da. Și bălângăleara asta. Și până a ajuns la Cârstoi, și acum când a ajuns la Cârstoi, băi, când ajungi în lumina reflectoarelor, te dezbracă ăștia, mă, nu te iartă. Băi, Cârstoile. Da. Ăștia m-au întrebat la o ceai, înainte să facă public, băi, ai ceva pe Dandanali? Nu l-a întrebat? Băi, el s-a, când a fost numit manager, a doua zi, patru zile, primele patru zile, am văzut-o pe nevastă, nu știu ce. Deci, da. Omul e pe căpătuială rău de tot. Hai să vedem un pic, că e foarte tare. Filimon? Nu Filimon. La cine? Mi-a dat cineva un... Credeam că domnul Filimon, știu, vă mai dă. Mai dă, dar nu mai dă. Că nu mă dă numai ziua acum. Nu, de ziua am dat atâta. Dar pentru că e mincinos, sinistru și de cu asta basta. N-am ce face cu el. E păcat de... Da, mă rog, asta e. Astăzi, 15 aprilie 2024, pe podul peste Dunăre a apărut o altă problemă, a fost făcută de copertă din loc în loc pe toată lungimea podului, pe sensul de circulație Tulcea-Brăila, banda 1 de circulație fiind închisă complet traficul rutier pentru a se putea executa aceste lucrări. Oficialul de la CNAIL susțin că de copertări au fost făcute, muncitorii reasfaltează, că se lucrează deja de două zile și va mai dura până când se va termina operațiunea. Culmea problemelor au reapărut pe același sens de mers, care a fost deja reasfaltat odată complet după ce podul a fost inaugurat în vara 2023. N-am ajuns în vara 2024 și deja este a doua reasfaltare pe același sens. E normal. Da, la cât de ce? Pentru că podul din așezare, o clădire cu construcție colosală, ăștia sunt cărcotari, cu șuruburile care au niște tăbli de ornament. Bine, alea cu șuruburile face asta, sunt politician? De acord. Un politician face? Nu, face un ziarist. Problema e alta. La câteva luni au fost făcute iarăși de copertări și reparații după ce asfaltul s-a transformat în valuri din cauza căldurii și greutății. Asta e. De ce dau drumul la camioane de pe 40-50 de tone să treacă peste pod? Până voi? Păi n-am voie. Dar nu, adică el e construit pentru o anumită categorie de mașini? Bineînțeles, pentru am făcut pentru ca să trecem civilizat, nu să trecem cu camionul. Camionul e civilizat? Păi la 40 de tone să aibă 30 de tone. Deci ar trebui până la 20 de tone, de până noi restricții. Reprezentante conduri spun că astfel de crăpături și de nivel apar numai din cauza traficului foarte greu. Dincolo de aceste scuze, rămâne întrebarea cum a fost posibil ca statul român să deschidă circulația pe podul peste Dunăre înainte ca lucrările să fie terminate, iar lucrarea să fie recepționată, că nu e recepționată. Ministrul Transportului Sorin Grindeanu se face că plouă, spune că statul român nu va semna recepția la podul și spune că statul român nu va semna recepția la podul până când constructorul nu va rezolva toate problemele. Tare de tot.
Dar pentru incompetența politicienilor care s-au călcat pe picioare în data de 6 iulie 2023. Da? Cine răspunde? Da, asta este. Dar poți să-l crezi pe Grinianul ăsta când l-am auzit zilele astea? Nu poate să fac o autostradă Grinianul. Dar ce aveți? Ați dat din picioare, dat din mâini? Mă mănâncă în talpă. E prima dată când se întâmplă în emisiunea noastră. Ei, înseamnă că e bine. Da. Auziți, se duce la un interviu cu un ziarist și întreabă, doamne, cu autostrada Banatului, nu știu ce. În Banat nu sunt urși. Dar că din cauza unui UEG care e asta că te protejați urșii. Păi, doamne, nu sunt urși. Mi-au dat filmare urși în Banat. Și ce a spus? A, gata, știu. Am și eu filmări. Urșii ăștia, UEG-ul ăsta este când s-a înființat la asta, la Barna sau ăștia, al de Drulă. Urșii i-a călat al de Drulă cu avionul și i-a dus acolo. A dus urși acolo. Ce cretinism poate să spună în spațiu public, el nu poate să facă autostrada cu USR-ul, a cărat urși în Banat. Da. Uite aici, pact. Cum își face pactul? A dormit 2 ani de zile în amoțire, nu pot să-mi dau seama. Și acum băieții zic așa, vine un pact pentru Galați și aici poți deveni unul dintre consilieri locali sau județeni. Da. Serios? Dar aici au făcut? Dacă ai o mică sau mare afacere și simți că statul mai mult te încurcă dacă te ajută, decât te ajută, dacă te lucrezi, tu lucrezi și te lupți zi de zi și pentru tine și familia ta, dacă ești din Galați sau dintr-o localitate din Galați, vină un pact pentru Galați și aici vei avea surpriza veții tale în materie de politică. Deci a început, se termină pre-campania, începe campania electorală și nu au oameni. Nu au oameni. Dar au avut consilier local în mandatul. Doi. Sau ce atitudine au avut cu scumpirea apei? Păi pentru că s-au putut... Ce atitudine au avut cu caietul de sarcini, cu sărbările astea, cu banii astea irosiți? Nu știu. Ce atitudine au avut la alte și alte treburi? Păi tot vin și doare, vine să... N-au oameni să închidă lista de candidați. Dar până acum n-a fost cumva lista închisă, ușa închisă la pact, dar s-a făcut o sectă. O sectă de aia sfântă religioasă, da? Până acum v-ați zis, acum, haide, cine vine cine? Și pe cei pe care ați avut? Nu vreau să dau nume. Gregor, știi bine despre cine vorbesc. V-ați bătut joc, pur și simplu. Ați călcat oameni de valoare, i-ați călcat în picioare. Și acum ceriți. Zice așa, uite că mai au treabă. Și dacă sunt doar profesor, nu prea bogat, scriitor, jurnalist, contabil, angajat, inclusiv la sau lucrător, sau șofer, sau vânzător de marketing, întreabă omul care scrie, n-are rost să mai bat la ușă? E nevoie de câțiva antreprenori cu ceva biștari să financeze campania? Sau ăsta este un partid pentru oportuniști? Cine poate să-și cumpere locul pe listă? Eu așa înțeleg. Și am fost blocat de parc pentru Galați imediat după postarea textului de mai sus, sub forma de comentariu la postarea lor de mai jos, de aceea nu mai pot da link. Dacă un balon să pun pact. Da, un balon cu doi consilieri. Cum? Cu doi consilieri. A fost un balon de săpun. Da. Ce-au făcut? I-ați auzit? A făcut convenție de presă să spună ce se întâmplă acolo, în Consiliul Local. Da. Cu caietele astea, adică nu numai la spectacole, și cu lucrări, cu cum să dau lucrări, cum să fac treburile astea cu... Cu aveam o chestie, dar nu treci pe cap care vin la UADO, dar nu mi-o aduc aminte acum. Cu niște tot așa lucrări date. Cine sunt consilierii? Eu nu știu. Consilierii de unde? De la PAC. Păi acum este domnul Gregor Teodorescu. Dar degeaba spuneți cum îi cheamă acum. Cine sunt că n-am auzit de ei 4 ani? Gregor Teodorescu păi de 4 ani. De ce n-am auzit? De ce n-am auzit de ei? Păi nu, că au fost destul de... Destul de ce? Și agnosticul domnul Căstreanu. Doamne, eu când am fost consilier local singur... Știți că e o diferență între a fi profesor de filozofie și a fi filozof. Da, da. Nu-i toți cel care... Poți să fii filozof fără să n-ai niciun minut de filozofie, de facultatea de filozofie. Și dau zeci de exemple. Unde e opera ta? Eu văd că fiu profesorii noștri, știu cărți despre filozofi de antichitate, de... Foarte bine. Ok. Bă, da, opera ta... Opera ta. Mi-a plăcut, numai asta și spun, mi-a plăcut domnul, am uitat, care a fost decanul facultății, dar o să-mi aduc aminte, și soția lui au scris două cărți excepționale, personale. Ascult. Eu când am fost consilier local independent,
2004-2008. Da. Când două firme au vrut să facă un mall la gelaterii, am blocat strada cu Mercedes-ul, da. Am pus proiectile pe mașină și am hotărât de consiliu dată, vă spun, ce am reușit eu, n-au reușit, nu poate reuși un partid cu mai mulți consilieri. Da. Și a făcut o veste de presă, mi s-a dat de Viața Liberă titlul de cea mai inedită conferință și am întors de la prefectură și s-a băgat în consiliu și s-a anulat proiectul care a costat 5 miliarde pe domnul de la Vega. Da. Și l-am anulat. Eu singur. Păi dacă eram cu apa asta, ieșa, pe cum, tăceam eu din gură. Eu atâta, când vine mie să spun acum un consilier care a fost în mandatul ăsta și nu la altul lui Pucheanu, băi, am făcut aia, nu băi, cu apa ce ai făcut? Eu de apă vreau să întreb. Cu apa și cu suma pe care o plătim la fiecare familie, câte 10-15 lei, pentru care Comisia Europeană a amendat România că nu am făcut gropi ecologice de gunoi. Și a părțit amenda nouă. Unde deschid? Unde vreți dumneavoastră? În față, în spate. Cum vreți dumneavoastră? Păi... Lăsați-o să cadă așa. O las să cadă, acum am epocat. Moartea vine cum care. Moartea vine în fiecare zi. Cum care. Da, am văzut rugăciunea prorocului Habacuc, cântată în felul cântecilor de jale. Când am auzit, Doamne, ce-ai vestit, m-am îngrozit. Însufletește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Voi te cunoscut în trece anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Dumnezeu vine din Teman și cei sfânt vine din muntele Paran. Mărăția lui acoperă cerul și slava lui umple pământul. Tălucirea lui este ca lumina soarelui, din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Înaintea lui merge Ciuma și Morima, calcă pe umele lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei vești se sfarmă, dealul cele vechi se pleacă, ei umblă pe cărări veșnice. Văd coturi Etiopiei pline de groază, se cutremură colibă din țara Madianului. S-au mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se vrasă urgia ta? De-ai încărecat pe cale tăi și te-ai suit în calul tău de biruință? Arcul tău se dezvăli, blesemele sunt săgețe cuvântului tău. Tu desfici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, să ne pusesc râurile în apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuințele lor de lumina săgeților, tare care poneze sălucia sudiții tale care lucește. Tu cutreie pământul în urgia ta, zobești neamul de mâna ta, ești ca să izbăvești pe poporul tău și să izbăvești pe unsul tău, sfărâm acoperișul case celui rău, o nimicești din temerii până în vârf. Răpungi cu săgețe tare capul căpetenilor lui care să năputesc peste mine ca furtuna să mă pună pe fugă, scoțând strigăte de bucurie ca și cum ar fi mâncat și pe cel nenorocit în culcuș. Cu caii tăi mergi pe mare, pe spuma apelor mării. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, la vestea aceasta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noastră și îmi tremură genunchii, că aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci dacă smochinul nu va înflori, vinița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cu cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele către mai mare cântărețul de cântat cu instrumente, cu coze, este chestia asta, textul ăsta este extraordinar, aici spune așa, bă frate, eu cred, singurul care te apără și singurul care te poate scoate de situația care să tăm este Dumnezeu. Suntem într-o săptămână importantă și minunată și mai mare. Rugați-vă foarte mult. Rugați-vă cinstit, rugați-vă onest. Nu cereți pentru dumneavoastră lucruri nemaipomenite. Rugați-vă pentru Galații. Rugați-vă pentru dezlegarea minții noastre să vedem pe cine votăm din mulțimea asta. Că oricare ar fi, când vezi Nica cu tare, stângă, nu votezi, cauți altă parte. Da.
Păi gata, mă, 34 de ani, mă. Punct. Dormiți noaptea? Câte două ori? Pac, mă întâlnesc, mai scâd două ori, ia mai mult. Dar cum coi, dacă aveți insomnie, nu. Nu. Dumnezeu nu vă las, vrea să vorbească cu dumneavoastră. Că ziua e treabă, noaptea vrea să vorbească. Da, uite, la asta nu m-am gândit, interesant. Deci, eu am să mă duc la părinte Gherghe din nou, n-am mai fost de mult. Mi-a scris cineva seara asta că era lume de lume acolo. S-a întâmplat niște chestii foarte frumoase. Părintele Gherghe este unul din marii noștri preoți din Galați, are și... Galați și biserică. Mavramor, în centru, foarte aproape de dumneavoastră. Și am să mă duc acolo, am mai fost și altă dată. Am mai avut și un proces cu doamna Noveschi, în care avocata lor a zis că e vorba de demnitatea, imaginea doamnei profesor. Dar demnitatea femeii, care era cât pe ce să-mi salute mâna în biserică, eu trag în continuare, dar nu contează. Pentru că am reușit să înlătur această doamnă de la învățământ, de pe postul care l-a luat ca proprietate personală. Dânsa având 8-70 la titularizare și sunt 10 ani fără post, având 2 copii și neavând soț, umblând, găsind din când, din loc în loc să o fie angajată. Demnitatea acestei femei și suferința ei fantastică, în timp ce în locul ei pe post era unul care avea o medie de 4-50, de 3-25. Pentru aia ce a copiat. A? Nu, că a dat o singură dată, a luat media asta și n-a mai dat. Nu și-a dat titulatura. Demnitatea asta nu e. Dom'le, cum inversăm noi valorile? Dumnezeu e aici. O să vedeți că am niște cazuri cu Dumnezeu. Ce a putut să, și ce poate să facă? Rugați-vă cinstit. Dar Dumnezeu nu ascultă nicio rugăciune. De așa e care nu... aveți. Rugați-vă acum când aveți, nu când nu aveți. Da, aia nu se prea roagă. Aia nicio treabă n-am. Eu văd de o poziție. Deci, se roagă și aducă fiul, să facă nuntă, să aducă un fiu, să facă nuntă, să aducă un fiu. La bancă, dau... Se aducă, deci știți că vrea nepot. Vrea fără să fie sănătos, foarte bine că vrea nepot. Vrea să facă nuntă mare, ce? Păi înseamnă că are bani. Aia da ce trebuie, la un nuntă nu-și cost după aia. Da, depinde că el... La aroganța lor faci fără dar. Da, fără dar. Dar vrea nepot. Dar foarte bine că vrea nepot. Ce l-a învață? Dai seama ce ghinion pe nepotul ăla să intră în familie de asta. E dezastru, nu? Dar și Dumnezeu dă pe unul care în altă viață a făcut rău. Eu credeam că face flot de analiză pe chioșcuri. Chioșcuri? Chioșcuri din strada de alea 205, pe cod penal. Facem analiză de genul. Așa că, dar bă, poate în alte emisiuni. Auziți, când am venit, am văzut pe social media, să zic eu așa, un candidat la PNL. Băi, omule, zici că a jucat personaj din filmul Zbor deasupra unui cuib de cuci. De nuci. A? De cuci, da, așa, am glumit. E o mare carte. Aia, da, n-am citit cartea, am văzut filmul. Au fost și, da, e un film, dar și cartea, am citit-o, am și eu acum în bibliotecă, dacă vreți, vă dau. Mulțumesc foarte mult! E foarte greu de acum cu invitație, pentru că vor mai mulți, începe campania. Eu să am atâtea invitații, încât invitații mei tradiționale... Când eu nu mai vin. Nu știu, o să fac loc pentru ei, regisez. A spus că facem un proiect, când vine invitatul, după aia noi o jumătate de oră să comentăm ce a zis. Parcă așa a spus avocat, 4-5 luni în urmă. De acord, dar dacă vin pe bani, eu ocup tot timpul. Și pe bani, dacă vin, nu stau să mă uit în nicio formă. Păi nu, dar pe bani trebuie să vin, dar ce-i primit fără bani? Mai primești și. Dar nu trebuie, doamne. Ca să te în spate, spune 4 ani, să primi fără bani. Nu, trăiesc carne vie, domnul, primi, ai da. Bani intri, nu la revedere. Bine, mulțumesc foarte mult, domnul Popa. Mulțumesc. Asta a fost emisiunea din seara asta. Rugați-vă foarte mult pentru Galați și pentru țara. Și după aia pentru dumneavoastră. Seara bună.